Aventurile brigadierului Gerard, un studiu în roșu, semnul celor patru, romane de Arthur Conan Doyle. Aventurile brigadierului Gerard, prefață. Sper că aceste istorioare despre soldații lui Napoleon îi vor interesa pe cititori îndeajuns, încât unii dintre ei să dorească să se apropie de surse. Epoca imperială a produs o bogată literatură militară. Am descoperit în ea o lectură plină de umanitate și de pitoresc. În afara lucrărilor istorice și a biografiilor consacrate actorilor principali, există o mulțime de mărturii scrise, chiar de combatanți. Ei își descriu peripețiile însoțite de sentimentele cu care le-au trăit, însă întotdeauna de pe poziția armei din care făceau parte. De pildă, Roca, în Amintiri din războiul francezilor în Spania, a pictat un tablou de husar, pe când Naidi, în propriile sale amintiri din războiul Spaniei, a descris aceleași campanii prin ochiul unui dragon. Mai avem apoi amintirile militare ale colonelului de Gonville, al cărui cap acoperit de casca unui cuirasier a trecut prin mai multe războaie, în principal prin cel din Spania. Din toate lucrările redactate de soldații Imperiului, celebrele memorii ale lui Marbot sunt în mod precis cele mai valoroase. Marbot era vânător și ne oferă în consecință încă un punct de vedere al cavaleriei. Dar alte povestiri ne ajută să înțelegem soldatul lui Napoleon. În primul rând, caietele capitanului Coanie, care exprimă starea de spirit a unui soldat simplu din gardă, și amintirile sergentului Burgoyne, subofițer al aceleiași gărzi. Jurnalul sergentului Fricas și amintirile lăsate de Fezânac și de Segur completează lista materialelor folosite de mine pentru a oferi unui personaj imaginar o ambianță istorică și militară verosimilă. Arthur Conan Doyle. Aventurile brigadierului Gerard. Pista 2. Capitolul 1. Cum a rămas brigadierul fără o ureche? Iată ce povestea bătrânul general într-o cafenea. Am văzut o grămadă de orașe mari, prieteni. Nici nu îndrăznesc să le număr pe cele în care am intrat ca un cuceritor în fruntea celor 800 de diavoli ai mei zgomotoși, zdrângănitori și zormeitori. Cavaleria mergea în fruntea marii armate, husarii din Conflans călăreau în fruntea cavaleriei, iar eu în fruntea husarilor mei. Dar dintre toate orașele prin care am umblat, niciunul nu e construit mai caragios decât Veneția. Mă întreb cum își închipuiau arhitecții de acolo manevrele de cavalerie. Murat sau Lazal ar fi avut destulă bătaie de cap până să scoată la paradă prin Piața Mare un escadron. Din pricina asta, brigada grea a lui Kellerman și husarii mei au rămas la Padova, pe pământ tare. Suchet a ocupat orașul cu infanteria și pe timpul iernii m-a ales pe mine aghiotant, încântat de isprava mea cu maestrul de scrimă italian din Milano. Bun spadasin, maestrul acela de scrimă, dar a avut nenorocul să dea peste mine. Merita de altfel o lecție. Dacă nu-ți place vocea unei primadone, ai dreptul să nu aplauzi. Însă nu puteam îngădui să îi se facă un afront în public unei femei drăguțe. Mi-am atras prin urmare simpatia tuturor. Dosarul a fost clasat, văduva a primit o pensie, iar Suchet m-a chemat lângă el. L-am urmat la Veneția, unde am avut parte de ciudata aventură pe care vreau să vă povestesc. N-ați fost la Veneția? Nu. Francezul de azi călătorește puțin. Noi, pe vremea noastră, eram mereu în mișcare. De la Moscova la Cairo am colindat peste tot. E drept că veneam mai mulți decât ar fi dorit popoarele pe care le vizitam și ne aveam pașapoatele în avantrenurile de artilerie. Rea zi pentru Europa e ziua când se pun francezii în marș. Nu-i urnești ușor de lângă căminele lor, dar odată ce s-au hotărât, nimeni nu mai poate ști dinainte până unde au să meargă, atâta vreme cât vor avea un caporal care să-i conducă. E drept că vremurile de glorie sunt departe, marii bărbați au murit. Am rămas singur. Iată-mă aici, la un pahar de vin de Suren, depănând într-o cafenea amintiri de demult. V-aș spune totuși vreo două vorbe despre Veneția. Locuitorii ei trăiesc ca niște guzgani de apă pe un mal noroios. Au în schimb niște palate foarte frumoase, iar bisericile, mai ales San Marco, sunt de dimensiuni impunătoare. Însă venețienii, mai presus de orice, se mândresc cu statuile și cu tablourile lor, cele mai renumite din Europa. Cunosc soldați care își închipuie că dacă meseria lor e să facă război, nu mai trebuie să se gândească și la altceva decât la lupte și prădăciuni.
Bătrânul Bouvet, bunăoară, cel ucis de prusaci în ziua când eu am câștigat crucea de onoare, dacă l-ai fi scos din tabără, ori din popotă, dacă i-ai fi vorbit de artă și literatură, s-ar fi prăbușit pe scaun îngrozit, fără să priceapă o iotă. Un soldat cu calități superioare, de pildă unul ca mine, e în stare dimpotrivă să înțeleagă ceea ce ține de spirit și de sufletul omenesc. Eram totuși destul de tânăr când m-am înrolat și singurul dascăl mi-a fost un sergent major. Însă când umbli prin lume, dacă nu ești legat la ochi, înveți, vrei, nu vrei. Am avut prin urmare prilejul să admir tablourile din Veneția și să aflu numele unor maestri mari, Tizian și Michelangelo, să-i pomenesc doar pe aceștia care le-au semnat. Și să nu cuteze cineva să susțină că Napoleon nu iubea. De îndată ce a pus stăpânire pe oraș, a expediat cele mai bune lucrări la Paris. Din ce a rămas, ne-am ales și noi câte ceva. În ce mă privește, mi-am însușit două tablouri. Pe unul l-am păstrat, cel care se intitulează Nimfe surprinse într-o pădure. Pe celălalt l-am dăruit mamei. Era portretul Sfintei Barbara. Trebuie să recunosc că unii dintre soldații noștri s-au purtat tare urât cu statuile și cu tablourile. Venețienii erau nespus de legați de acestea. Cei patru cai de bronz care zburdau deasupra porticului catedralei lor le erau la fel de dragi ca proprii lor copii. La cai mă pricep. I-am examinat cu atenție. Nu era cazul să se mândrească atâta cu ei, credeți-mă. Aveau picioare greoaie, nepotrivite pentru niște cai de luptă din cavaleria ușoară, iar pentru atelajele de artilerie erau prea slăbănoci. Dar în sfârșit erau singurii patru cai, însuflețiți orba, din tot orașul. Prin urmare, nu trebuia să te aștepți ca venețienii să aibă un gust prea rafinat în materie de cai. Oricum ar fi fost, au plâns amarnic atunci când i-am luat. În noaptea de după această captură de război, 10 soldați francezi au fost găsiți plutind pe canale. Ca represalii pentru asasinate, noi tablouri s-au trimis la Paris, iar soldații și-au făcut un obicei din a mutila statuile. Sau doborau vitralile, trăgând cu pușca. Exasperați, venețienii ne arătau o dușmănie înverșunată. În timpul iernii, o mulțime de ofițeri și de soldați au dispărut și nu i-a mai văzut nimeni nici când. Eu aveam destule de făcut, nu mi se părea că timpul trece prea încet. Unul din obiceiurile mele era să învăț limba țării în care ne opream. Așadar, căutam întotdeauna o femeie destul de amabilă încât să mă învețe limba și să mă îngăduie să o exersez împreună cu ea. E cel mai bun chip de a face progrese. N-aveam încă 30 de ani când vorbeam aproape toate limbile din Europa. Am să fiu cinstit, ca și până acum. Ce învățam eu în asemenea condiții nu-mi folosea deloc în viața de zi cu zi. În general, aveam de-a face cu soldați și cu țărani. Ăstora nu trebuia să le spun nici te iubesc și nici când se sfârșește războiul te cau neapărat. Nicăieri n-am avut profesor mai fermecător decât la Veneția. O chema Lucia. Un gentilom uită întotdeauna cel de-al doilea nume. Am să vorbesc despre ea cu cea mai mare discreție, căci era dintr-o familie de senator, iar bunicul ei fusese doge. Frumusețea ei era încântătoare. Și să știți, prieten, că dacă eu, Etienne Gerard, folosesc cuvântul încântătoare, nu o fac întâmplător și nici din nebăgare de seamă. O fac pentru că tocmai acesta este cuvântul potrivit. Am gusturi, amintiri, iar termenii de comparație nu-mi lipsesc. Dintre toate femeile care m-au iubit, nu mi-amintesc mai mult de 20, care ar merita să fie numite încântătoare. Ei bine, vă spun adevărul, Lucia era încântătoare. Între brunete nu-i găsesc rivală, afară de Dolores, din Toledo. Și totuși, la Santarem, în Portugalia, unde serveam sub ordinele lui Massena, era o brunețică pe care am iubit-o mult. I-am uitat numele. Era de o frumusețe perfectă, însă n-avea nici fizicul și nici grația Luciei. A mai fost și Agnes. Nu mai știu cui să dau premiul, dar pot afirma fără teamă de greșeală că Lucia era egală a celei mai frumoase. Povestea cu tablourile mi-a dat ocazia să o cunosc. Tatăl ei era proprietarul unui palat pe Canal Grande, dincolo de podul Rialto, și palatul acela gemea de picturi murale într-atât, încât Siușe a trimis o trupă de geniști ca să desprindă o parte din ele și să le expedieze la Paris. I-am însoțit pe soldați. Am văzut-o pe Lucia înlăcrimată. Am fost de părere că tencuiala zidului s-ar fi surat dacă ar fi scoasă de pe suportul ei și am ordonat geniștilor să se retragă. După asta am devenit prietenul familiei.
Am băut cu tatăl o grămadă de chianti, iar fiica mi-a dat o mulțime de lecții pline de farmec. Unii dintre ofițerii francezi s-au căsătorit în iarna aceea la Veneția și aș fi putut face la fel, căci o iubeam pe Lucia din toată inima. Dar Etienne Gerard avea sabia, calul, regimentul, o mamă, un împărat și o carieră. Un bun husar păstrează mereu în inimă loc pentru iubire, nu însă pentru o anume femeie. Ei da, iată cum gândeam atunci, prieteni. Nu mă închipuiam că va veni o vreme când, în singurătate, am să visez să strâng mâinile acelea care nu mai sunt și o să întorc capul întâlnindu-i pe vechii mei camarazi, înconjurați de copii, ajunși la rândul lor adulți. Abia acum îmi dau seama că iubirea aceea, pe care o consideram distracție sau joc, e de fapt tot ce-i mai serios și mai sfânt într-o viață de om. Mulțumesc, prieten, vă mulțumesc. Vinul nu e rău, nu ne strică deloc încă o butelie. Și acum să vă spun în ce fel dragostea mea pentru Lucia mi-a prilejuit una dintre cele mai cumplite și mai minunate aventuri și cum mi-am pierdut vârful urechii drepte. M-ați întrebat de atâtea ori de ce îmi lipsește. În seara asta e pentru prima dată că vă spun. Pe vremea aceea, Suchet își instalase cartierul general în vechiul palat al dogelui Dandolo, clădit în lagună, nu departe de piața San Marco. Iarna era pe sfârșite. Într-o seară, întorcându-mă de la Teatrul Goldoni, am găsit un bilet de la Lucia și o gondolă care mă aștepta. Fata mă ruga să vin imediat la ea, fiindcă avea un necaz. Pentru un francez și cu atât mai mult pentru un ofițer francez, o asemenea rugăminte era un ordin. M-am urcat imediat în barcă. Îmi amintesc cum, pe când mă așezam pe banchetă, am remarcat statura neobișnuită a gondolierului. Nu că ar fi avut înălțimea unui uriaș, însă era larg în umeri, cum puțini oameni întâlnești. De altfel, aproape toți gondolierii din Veneția sunt voinici. Gondolierul meu se așezase la locul lui, înapoi a mea, și vâslea cu spor. Pe teritoriul dușman, un bun soldat trebuie să fie oriunde și oricând în gardă. Am respectat mereu regula asta și uite că am trăit destul încât să-mi văd părul cărunt. Dar în noaptea aceea m-am arătat tot atât de nepăsător ca un tânăr recrut care se teme mai cu seamă să nu lase impresia că este frică. În marea mea grabă îmi uitasem pistoalele. Aveam sabia, bineînțeles, dar sabia nu întotdeauna o armă practică. Stăteam rezemat de bancheta gondolei și mă lăsam legănat de clipocitul blând al apei și de plescăitul vâslei. Înaintam printr-o rețea de canale strâmte, mărginite pe ambele părți de nesfârșite clădiri înalte, ce lăsau să se vadă doar o mică fâșie de cer presărat cu stele. Aici colo, pe podurile azvârlite peste canal, licărea slab câte o lampă cu ulei. Uneori ieșea din vreo nișe sclipirea unei lumânări aprinse dinaintea statuii vreunui sfânt. În rest, era întuneric beznă. Din apă nu se vedeau decât franjurii ce tiveau cu alb de-o parte și de alta ciocul lung al gondolei. Era locul ideal și ora potrivită pentru visare. Am cugetat prin urmare la trecutul meu, la toate marile treburi în care fusesem amestecat, la caii pe care i-am călărit, la femeile pe care le-am iubit. Mă gândeam și la scumpa mea mamă. Îmi închipuiam bucuria ei când își auzea vecinii lăudând faima fiului său. Mă gândeam și la împărat, ca și la Franța, patria mea dragă, Franța cea însorită, mama cu fiice frumoase și cu fii curajoși. Când vedeam cât de departe de hotarele ei îi ajunseseră culorile, îmi simțeam inima înflăcărându-se. O să-mi dau viața pentru măreția ei. Am vrut să fac pe loc legământul. Mi-am pus o mână pe inimă. Și tocmai acel moment și l-a ales gondolierul ca să se arunce peste mine pe la spate. Când spun că s-a aruncat peste mine, nu vreau să se înțeleagă doar că m-a atacat. Luați aminte că a căzut cu adevărat peste mine, cu toată greutatea lui. În timp ce vâslește, gondolierul stă în spatele și deasupra clientului său, care nu poate nici să-l vadă, nici să se apere de un eventual atac. Din culmea unor sentimente sublime, m-am pomenit lățit pe fundul bărcii, sufocat cu totul de monstrul ce mă ținea ca pe un fluture țintuit în insectar. În ceafă simțeam fierbințeala gâfâitului său sălbatic. Într-o clipită mi-a înhățat sabia și mi-a tras un sac peste cap. Mi-am dat imediat seama că o frânghie îi dădea putința să strângă rasa aceea călugărească. Așa că nu mai eram decât o orătanie făcută ghemotoc, treabă care nu mă îngăduia să sper nimic pentru mai târziu. Nu puteam striga, nu mă puteam mișca. Eram un simplu balot.
În clipele următoare, am auzit din nou clipocitul apei și scârțâitul vâslei. Reușindu-i lovitura, zdrahonul se apucase iar de vâslit, cu atâta calm și nepăsare, de parcă i-ar fi stat în obicei să vâre în sac un colonel de husari în fiecare zi a săptămânii. N-aș putea să vă spun cât de umilit și, iarăși, cât de furios am fost când m-am văzut ajuns ca mielușelul pe care îl duci la tăiat. Tocmai eu, Etienne Gerard, spadasinul numărul 1 al Marii Armate și cel mai bun ofițer din 6 brigăzi de cavalerie ușoară, să fiu surprins astfel de un singur om nenarmat. Cu toate astea, mi-am păstrat calmul. E loc pentru toate. Momente când ții piept și momente în care îți cruți forța. Simțisem cu ce putere împrinsese gondolierul brațele. În mâinile lui nu era mai mult decât un copil. Am așteptat așadar, cu inima sfâșiată de nerăbdare, să apară vreun prilej favorabil. Cât timp să fi rămas pe fundul gondolei? N-aș putea spune cu exactitate. Mi se părea că trecuse o veșnicie. Auzeam mereu susurul apei despicate de barcă și scârțâitul ritmic al vâslei. De mai multe ori am cotit în unghi drept, căci am recunoscut lunga strigare tristă a gondolierilor când se anunță între ei la intrarea într-un viraj. În sfârșit, marginea bărcii s-a frecat de o platformă ce servea la debarcare. Gondolierul meu a lovit de 3 ori cu vâsla în lemn. Un zdrângănit de bare și de chei a fost răspunsul la acel semnal. O poartă mare a scârțâit cumplit din țâțâni, deschizându-se spre interior. L-ai înhățat? Am auzit o întrebare în italiană. Cel care mă prinsese a izbucnit în râs, izbind în sacul în care mă băgase. Uite-l aici! Ești așteptat, a spus altul și a adăugat niște cuvinte fără înțeles pentru mine. Atunci ia în primire pachetul. Gondolierul m-a sălcat în brațe, a suit câteva trepte, apoi m-a aruncat pe o podea destul de tare. Câteva momente după aceea, barele scârțâiau și cheia gemea în broască încă o dată. Eram prizonier, într-o casă. Judecând după voci și după pași, am avut impresia că umblau mai mulți înși pe lângă mine. Înțelegeam italiana mult mai bine decât o vorbeam, așa că nu mi-a scăpat nimic din ceea ce se spunea. Nu l-ai omorât, Mateo? Și dacă l-aș fi omorât? Ai să dai socoteală în fața tribunalului, ți-o jur. Tot îl condamnă la moarte, nu? Dar nu-i treaba ta și nici a mea să-l scăpăm de mâinile lor. Psst, nu l-am omorât. Hoiturile nu mușcă. Ăsta așa a înfipt dinții blestemați în degetul meu mare când i-am tras sacul peste cap. Pare grozav de isteț. Scoate-l din sac, o să-ți dai seama câtă răutate are în el. Au dezlegat frânghia cu care era legat sacul și rasa aceea călugărească mi-a fost scoasă de pe cap. N-am deschis ochii, am rămas nemișcat pe podea. Pe toți sfinții, Mateo, să știi că i-ai rupt gâtul. Nu, nu-i decât leșinat. Cel mai bun lucru pentru el ar fi să nu se trezească niciodată. Am simțit o mână strecurându-mi se sub tunică. Are dreptate, Mateo, spuse o altă voce. Inima îi bate ca o pendulă. Trebuie lăsat în pace. O să-și vină repede în simțire. Am așteptat 2-3 clipe, apoi am îndrăznit să mă uit pe furiș printre gene. La început n-am văzut nimic. Fusesem scufundat în întuneric atâta timp că nu mai distingeam decât o lumină confuză. În scurtă vreme, totuși, mi-am dat seama că un plafon înalt, boltit, plin de zei și zeițe, se arcuia deasupra capului meu. Nu era deloc un ungher înfiorător. Fusesem dus în vestibulul unui palat din Veneția. Fără să fac vreun gest, cu o încetineală și o precizie perfect îmbinate, am aruncat o privire spre oamenii din jurul meu. Unul era gondolierul, față dură de pirat, ochi de asasin. Lângă el așezați 3 complici. Unul dintre ei era un pitic diform, însă cu aerul că el comandă și ținând niște chei în mână, pe când ceilalți 2 erau niște lachei tineri în livrea elegantă. După felul cum vorbeau, am ghicit în pitic pe intendentul casei, iar cei 2 lachei erau în subordinea lui. Prin urmare, 4 în total, dar piticul nu intra la socoteală. Dacă aș fi avut o armă, m-aș fi distrat de minune. Într-o luptă corp la corp însă, cum să mă descurc singur contra 4? Trebuia să mă ajute și retenia, nu forța. Am vrut să întorc capul ca să caut o cale de scăpare. Mișcarea ușoară pe care am făcut-o nu le-a scăpat păzitorilor mei. Hai, scoală-te, scoală-te odată!" mi-a strigat intendentul. Sus, franțuz puturos!" a grohăit gondolierul. Sus, am spus!"
Pentru a doua oară m-a onorat cu o lovitură de picior. Nimeni nu s-a supus vreodată atât de prompt unui ordin. Am sărit într-o clipă, iar odată ajuns în picioare, m-am și văzut în capătul celălalt al vestibulului. S-au aruncat după mine ca niște câini englezești care urmăresc o vulpe. Am dat de un coridor lung, l-am străbătut în cea mai mare viteză. Dar coridorul ocotea spre stânga, apoi iar spre stânga, așa că am ajuns din nou în vestibul. Erau cât pe ce să mă prindă. Nu mai rămânea timp de gândire. M-am repezit spre scară. Doi oameni tocmai coborau. Am făcut calea întoarsă. Am încercat ușa pe unde fusese învârât, însă era fixată cu bare groase și nu le-am putut desface. Gondolierul s-a năpustit asupra mea cu un cuțit în mână. L-am primit cu o lovitură de cap în stomac și a căzut pe jos, rostogolindu-se. I-a căzut și pumnalul, clinchetind pe marmura pardoselii. Din păcate, n-am reușit să-l iau, căci aveam de furcă acum cu vreo 6 vlășgani. Am încercat să trec printre ei, dar stârpitura de intendent mi-a pus piedică și am căzut. Totuși, m-am ridicat într-o clipă. Am scăpat din încercuirea lor. Pur și simplu am țâșnit dintre ei și m-am năpustit spre o ușă pe care o văzusem la capătul celălalt al vestibulului. Am ajuns acolo înaintea lor. Nu mi-am putut stăpâni un strigăt de triumf când am simțit că mânerul apăsat se mișcă, iar ușa se deschide. Ușa aceea dădea afară, nu-mi rămânea decât să o rup la fugă. Dezamăgire, uitasem în ce oraș mă aflam. Fiecare casă era o insulă. Când am deschis ușa, gata să sar în stradă, lumina din vestibul a licărit pe apa moartă, adâncă și neagră, ce scălda treptele. M-am tras înapoi. Urmăritorii m-au încățat imediat, dar nu-s eu omul ușor de îmblânzit. Am lovit iar, mi-am croit drum printre ei. Într-o încercare disperată de a mă opri, unul dintre adversari mi-a smuls un smoc de păr. Stârpitura de intendent mă pleznea cât putea cu cheile. Eram învinețit, plin de cucuie, dar am reușit să-i îndătur. Aventurile brigadierului Gerard. Pista 3. Am țâșnit drept înainte. Am urcat scara cea mare, sărind tot câte 4 trepte odată, m-am năpustit pe prima ușă întâlnită pe palier și atunci am înțeles că toate eforturile mele fusese zadarnice. Încăperea în care căutasem refugiu era luminată fastos. Cornișele aurite, stâlpii masivi, picturile de pe pereți, plafonul, toate mă făceau să cred că mă aflam în sala cea mare a vreunui renumit palat venețian. În orașul acela bizar există sute de palate cu încăperi și saloane demne de Louvre sau de Versailles. În mijlocul marii săli era înălțat un baldachin. Pe o estradă în semicerc ședeau 12 bărbați îmbrăcați în robe negre, asemeni celor purtate de franciscani. Partea de sus a feței le era acoperită de măști. Mai mulți oameni înarmați, pe care i-ai fi putut lua drept bandiți, se ațineau pe lângă ușă. În mijlocul lor, întors spre stradă, am observat un tânăr îmbrăcat în uniforma infanteriei noastre. Și-a întors capul și l-am recunoscut. Era capitanul Ore din regimentul 7, un tânăr basc împreună cu care golisem ceva pahare de-a lungul acelei ierni. Era palid ca un mort sărmanul, dar nu-și pierdea cumpătul în fața asasinilor care îl înconjurau. N-am să uit niciodată flacăra de speranță, aprinsă brusc în ochii săi negri, când și-a văzut un camarad dând buzna în sală, dar nici disperarea ce i-a stins acea flacără, când a înțeles că venisem să-l salvez și să împărtășesc aceeași soartă cu el. Vă dați seama că toți cei dinăuntru au rămas înmărmuriți la intrarea mea. Urmăritorii stăteau grupați în spate, blocând ușa. Fuga nu mi-ar fi folosit la nimic. În astfel de momente mi se afirmă caracterul. Am înaintat cu demnitate spre tribunal. Vestonul îmi era sfâșiat, părul răvășit. Eram plin de sânge pe față. Dar și-au putut da seama, după privirea și ținuta mea, că acela care îi înfrunta nu era un soldat obișnuit. Nici o mână nu s-a ridicat să mă oprească pe când mă îndreptam spre un bătrân remarcabil, despre care, judecând după lunga lui barbă căruntă și după purtarea poruncitoare, mi-am dat seama că era conducătorul și prin vârstă și prin temperament. Domnule, i-am spus, poate o să-mi explicați de ce am fost adus cu forța în acest loc. Sunt un soldat onorabil, ca și ofițerul pe care îl văd aici, și vă rog să binevoiți a ne elibera pe amândoi. Intervenția mea a fost urmată de o liniște înspăimântătoare. Nu e plăcut să privești 12 figuri mascate, întoarse spre tine,
și să vezi 24 de ochi de italian, răzbunători, fixați asupra ta cu o intensitate sălbatică. Dar am rămas drept, așa cum trebuie să facă orice militar cu conștiința liniștită, și n-am putut să nu mă gândesc că atitudinea mea va aduce stimă husarilor din Conflans. Nu cred că altcineva s-ar fi comportat mai bine în împrejurări asemănătoare. Mă uitam insistent, cutezător, la criminalii din jurul meu și așteptam să se hotărască să-mi răspundă. În cele din urmă, omul cu barbă căruntă a întrebat, cine-i ăsta? Îl cheamă Gerard, a răspuns piticul de la ușă. Colonel Gerard, l-am corectat eu. N-am să vă trag pe soară, mă cheamă Etienne Gerard. Sunt colonelul Gerard, de 5 ori menționat în depeșele oficiale și propus pentru o sabie de onoare. Sunt aghiotantul generalului Suchet și cer să fiu repus în libertate imediat, împreună cu camaradul meu de arme, aici prezent. Aceeași liniște cumplită s-a lăsat peste adunare și iarăși a trebuit să înfrunt cei 24 de ochi necruțători. Bătrânul cu barbă căruntă a vorbit apoi din nou. Nu i-a venit rândul. Pe lista noastră mai sunt două nume înaintea lui. Ne-a scăpat și a intrat aici. Să-și aștepte rândul. Duceți-l jos, în celula de lemn. Și dacă se împotrivește, excelență, băgați cuțitele în el. Tribunalul o să vă dea dreptate. Duceți-l de aici până terminăm cu ceilalți. Au înaintat spre mine. Timp de câteva secunde m-a bătut gândul să le țin piept. Ar fi fost o moarte eroică, dar cine s-o fi văzut ca să-i facă publică povestea? Poate că nu făceam decât să întârzi împlinirea destinului. Totuși, mai fusesem în situații la fel de dificile și ieșisem la vreme din ele, încât principiul meu era să sper întotdeauna și să mă încred în steaua mea. Așadar, i-am lăsat pe bandiți să mă înhațe și am fost dus afară din sală. Gondolierul mergea alături de mine, învârtind un cuțit lung, gata să taie. În ochii lui de brută citeam ce de plină mulțumire i-aș fi dat, oferindu-i vreun pretext să mi-l înfigă în inimă. Palatele acelea mari din Veneția sunt niște clădiri extraordinare. În același timp, case, fortărețe și scrisori. Am fost condus printr-un coridor și am coborât o scară din piatră până la un loc de trecere marcat prin trei uși. M-au aruncat dincolo de ele și au pus zăvorul în urma mea. N-aveam nicio lumină în afara celei strecurate din culoar printr-o ferăstruică prevăzută cu gratii. Folosindu-mă de ochi și de mâini, am cercetat minuțios celula unde fusesem închis. Am priceput că urma să o părăsesc curând pentru a mă înfățișa tribunalului, dar nu-mi place să las neîncercate dinainte toate șansele posibile. Pardoseala din dale a celulei era așa de umedă, iar pereții atât de mâloși și lipicioși, încât mi-am dat seama că eram închis sub nivelul apei. O singură gaură, tăiată oblic sub plafon, alcătuia unicul sistem de aerisire. Prin ea am văzut o stea solitară strălucind pe cer, iar această descoperire mi-a adus mângâiere și speranță. N-am fost niciodată prea religios, însă i-am respectat întotdeauna pe cei ce erau. În noaptea aceea, steaua care îmi trimitea lumină în hrubă, mi s-a părut că-i ochiul care vede tot și care mă privește. M-am descoperit asemeni unui tânăr recrut înspăimântat, care simte în toiul luptei privirea calmă a colonelului îndreptată asupra lui. Trei dintre pereții temniței erau din piatră, iar al patrulea din lemn. Fusese înălțat de puțină vreme. După toate semnele, despărțea în două o celulă mai mare. Nu-mi puteam pune speranțe nici în pereții vechi, nici în minuscula deschizătură, nici în ușa masivă. Mai rămânea acel paravan din lemn. Rațiunea mă făcea să cred că dacă îl spărgeam, lucru nu tocmai greu de făcut, aș fi ajuns într-o altă celulă la fel de solidă. Totuși, mai bine să încerci ceva decât să nu încerci chiar nimic, așa că mi-am concentrat toată atenția și toată energia asupra peretelui despărțitor. Două scânduri nu erau destul de strâns apropiate. Eram sigur că le puteam despărți de tot. M-am apucat să caut vreo unealtă, orice, și am smuls unul din picioarele micului pat din colț. L-am înfipt în crăpătura dintre scânduri și era cât pe ce să forțez, când un zgomot de pași zoriți m-a silit să aștept, cu urechea la pândă. Ah, cum aș fi vrut mai târziu să uit tot ce am auzit atunci! Am văzut sute de oameni murind pe câmpul de luptă și am ucis cu mâna mea atât de mulți că nu i-aș mai putea număra. Dar acela era un război cinstit, iar eu nu îndeplineam decât menirea de soldat.
n-avea nimic de a face cu un asasinat ce se săvârșește într-un cuib de tâlhari. Cineva era îmbrâncit pe coridor, cineva care se împotrivea, cineva care s-a agățat de ușa mea când a trecut pe lângă ea. Probabil că l-au închis în cea de-a treia celulă, cea mai îndepărtată de mine. Ajutor, ajutor, am auzit o voce, urmată de o lovitură și un urlet. Ajutor, a izbucnit din nou vocea. Și apoi, Gerard, colonel Gerard. Cel pe care tocmai voiau să-l ucidă era sărmanul acela de capitan infanterist. Asasinilor, asasinilor, am răcnit. Am izbit cu pumnii și cu picioarele în ușe. L-am mai auzit strigând odată, apoi nimic, liniște. După un moment, un clipocit de apă, un plescăit. Am înțeles atunci că nimeni n-o să mai dea ochii cu ore. Va fi declarat dispărut, ca sute de alți francezi în acea iarnă la Veneția. Au răsunat pași pe coridor și am crezut că veneau să mă ia pe mine. Totuși, nu. Au deschis ușa celulei de alături și cineva a fost scos de acolo. Am auzit pașii grupului pierzându-se în susul scării. M-am apucat îndată să meșteresc la scânduri. După câteva clipe se mișcau destul de bine, încât să le pot scoate și pune la loc după plac. Am trecut prin deschizătură și m-am pomenit în celula vecină, care, așa cum îmi închipuisem, era chiar la fel cu a mea. Evadarea nu devenea mai ușoară, căci nu exista vreun alt perete care să poată fi forțat, iar la ușe pusese răzăvorul. N-am găsit niciun semn din care să aflu identitatea tovarășului meu de suferință. M-am întors în propria celulă, trăgând scândurile după mine și așteptând, cu tot curajul de care eram în stare, chemarea ce urma să sune pentru mine, neîndoielnic, ca un dangăt mortoar. A venit târziu. În cele din urmă am auzit încă o dată zgomot de pași pe coridor și am ciulit urechile ca să-mi dau seama ce se întâmplă, așteptându-mă să aud strigătele sărmanei victime. N-am auzit însă nimic. Prizonierul a fost readus în celulă, fără nicio violență. N-am avut timp să mă uit prin crăpătura dintre scânduri, fiindcă mi-au descuiat imediat ușa și tâlharul de gondolier, împreună cu alți ucigași, a intrat în celulă. Hai, francezule, mi-a spus. Ținea în mâna mare și păroasă cuțitul mânjit de sânge și, privindu-l, am înțeles că nu aștepta decât un prilej să mi-l înfigă în piept. M-aș fi împotrivit în van. I-am urmat fără să crâcnesc. M-au dus pe scala de piatră până în sala aceea, plină de măreție, unde se afla tribunalul secret. M-au împins înăuntru. Spre marea mea mirare, n-am atras imediat atenția judecătorilor mascați. Unul dintre ei, un tânăr înalt și brunet, era în picioare și pleda cu o voce profundă și pasionată. Glasul îi tremura de îngrijorare. Își agita mâinile și le împreuna și le desfăcea într-o rugă disperată. Nu puteți face una ca asta, nu, nu puteți, striga. Conjur tribunalul să revină asupra deciziei. Vezi-ți de treaba ta, frate, afacerea e încheiată. Iată-l pe altul chemat să ni se înfățișeze. Pentru numele lui Dumnezeu, fiți milostivi, se ruga tânărul. Pentru o asemenea jignire, moartea ar fi fost o pedeapsă prea ușoară. Stai liniștit, judecata își va urma cursul. Am fost și așa destul de milostivi, i-a răspuns un altul. L-am văzut pe tânăr prăbușindu-se pe scaun, pradă celei mai cumplite disperări. N-am avut răgaz să mă întreb cel supărat atât de tare, căci cei 11 colegi ai săi s-au întors spre mine. Sosise clipa fatală. Ești colonelul Gerard? M-a întrebat bătânul acela înfricoșător. Da. Aghiotant al pungașului care își spune generalul Suchet și le reprezintă la rândul său pe pungașul pungașilor Bonaparte. Era cât pe ce să strică minte, dar există momente în care vorbești și momente când taci. Bătrânului i-a năvărit sângele în obraj, iar ochii îi scânteiau prin mască. Sunteți cu toții niște hoți și niște ucigași, a strigat. Ce căutați aici? Sunteți francezi. De ce nu vă aflați în Franța? V-am invitat noi la Veneția? Cu ce drept sunteți aici? Unde sunt tablourile noastre? Unde sunt caiile pe San Marco? Cine sunteți voi ca să jefuiți comorile adunate de strămoșii noștri timp de secole? Noi eram un mare oraș, când Franța nu era decât un ținut pustiu. Soldații voștri, bețivani, zurbagii și inculți, au distrus opera unor sfinți și a unor eroi. Ce ai de spus în privința asta? Era cu adevărat un bătrân nemaipomenit. Barba albă îi se zbârlea de furie pe când își lătra frazele scurte ca un câine sălbatic.
Luați aminte că i-aș fi putut răspunde că la Paris tablourile lui n-ar fi pățit nimic, iar ca ei nu meritau atâta vorbărie și că putea vedea eroi, pentru sfinți nu garantez, fără să coboare până la strămoșii lui, ba chiar fără să se miște din fotoliu. Da, i-aș fi putut vorbi pe tonul ăsta, dar ar fi fost ca și cum ai discuta despre religia creștină cu un mameluc. M-a mulțumit să ridic din numeri în tăcere. Aici, prizonierul n-are apărător, mi-a spus unul dintre judecătorii mascați. Are cineva vreo observație de făcut înainte de a fi judecat? A întrebat bătrânul uitându-se în jur. Ar fi ceva, excelență, a intervenit unul dintre judecători. Un lucru pe care nu l-aș putea pomeni, fără să deschid din nou rănile unui frate. Însă aș vrea să vă reamintesc că există un motiv mai aparte pentru ca acestui ofițer să îi se aplice o pedeapsă pilduitoare. Nu l-am uitat, i-a răspuns bătrânul. Frate, dacă tribunalul te-a nedreptățit pe de o parte, pe de alta îți va da de plină satisfacție. Tânărul care vorbise cu înflăcărare la intrarea mea în sală a sărit în picioare. Nu pot suporta, a strigat. Iertați-mă, excelență. Tribunalul poate să judece și fără mine. Sunt bolnav, simt că nebunesc. Și-a ridicat mâinile într-un gest furios și s-a năpustit afară din sală. Să se ducă, să plece, a zis prezidentul. Nu îi se poate cere să rămână sub acest acoperiș. Ar fi peste puterile unui om cu trup și suflet. Dar e un venețian adevărat. Când o să-i treacă, va înțelege că nu se putea face altfel. În timpul acestui episod fusesem uitat. Pe legea mea, deși nu eram eu omul obișnuit să fiu uitat, aș fi preferat să mă neglijeze în continuare. Însă bătrânul prezident și-a pus din nou ochii pe mine, asemeni unui tigru care se întoarce la pradă. Ai să plătești pentru tot și în felul ăsta nu se face decât dreptate, mi-a spus. Dumneata, străin și aventurier, un parvenit, ai îndrăznit să-ți ridici privirile la nepoata unui doge din Veneția, logodită cu moștenitorul Loredanilor. Ca să te bucuri de astfel de privilegii, trebuie să plătești. Niciun preț nu-i prea mare pentru cât merită, am răspuns. Să ne spui asta când ai să începi să plătești, mi-a aruncat bătrânul. Poate că atunci nu vei mai fi așa de trufaș. Mateo, du-l pe prizonier înapoi în celula de lemn. E luni seara. Nu va primi nimic de mâncat și de băut înainte de a apărea din nou în fața tribunalului miercuri seara. Hotărâm atunci în ce fel va muri. Nu era o perspectivă plăcută, dar era totuși o amânare. Te mulțumești cu puțin când un sălbatic ursus te amenință cu un cuțitoi năclăit de sânge. Gondolierul m-a târât afară din sală și m-a dus din nou în celulă. A pus zăvorul, am rămas cu gândurile mele. Primul lucru care mi-a venit în minte a fost să iau legătura cu vecinul și tovarășul meu de nenorocire. Am așteptat până când pașii s-au pierdut în depărtare. Apoi am îndepărtat cu grijă cele două scânduri și m-am uitat prin crăpătură. Întunericul era gros, atât de gros că abia am zărit o siluetă nedeslușită, ghemuită într-un colț. Auzeam și șoapta înăbușită a unei rugăciuni. Era vocea cuiva căzut pradă unei spaime de moarte. Scândurile au trosnit. A urmat o scurtă exclamație de surpriză. Curaj, prietene, curaj, am strigat. Nu e totul pierdut. Capul sus! Etienne Gerard e alături de dumneata. Etienne, vocea era a unei femei, un glas ce fusese pentru urechile mele mereu muzica cea mai îmbătătoare. M-am aruncat prin spărtură și am îmbrățișat-o pe prizonieră, exclamând, Lucia, Lucia. Timp de câteva minute a urmat un șir de Etienne și de Lucia, căci în asemenea momente nimeni nu se gândește să țină discursuri. Ea a fost prima care și-a revenit. Ah, Etienne, erau să mă omoare. Cum ai căzut în mâinile lor? Am răspuns chemării tale. Eu nu ți-am scris. Mii de draci, dar tu. Și eu am venit chemată de scrisoarea ta. Lucia, nici eu nu ți-am scris. Ne-au prins în cursă cu aceeași momeală. Nu-mi pasă de mine, Lucia. De altfel, nu mă pândește niciun pericol imediat. Pur și simplu m-au adus înapoi în celulă. Ah, Etienne, au să te ucidă. E și Lorenzo acolo. Bătrânul cu barbă? Nu, un tânăr brunet, mă iubea. Și am crezut că-l iubesc și eu, până când... Până m-ai învățat tu ce-i dragostea, Etienne. N-o să ți-o ierte niciodată. Are o inimă de piatră. Facă ce vor. Nu-mi pot fura trecutul, nu-i așa, Lucia? Dar pe tine ce te așteaptă? Oh, o nimica toată, Etienne. Doar o mică durere timp de o clipă, apoi nimic. Ei spun că o să fiu însemnată cu pecetea infamiei, dragul meu.
dar am să o port ca pe o cunună demnă de cinstire, din moment ce tu ai fost cauza. Aceste cuvinte m-au umplut de groază. Toate aventurile mele trecute mi s-au părut neînsemnate față de umbra cumplită ce mi se lăsa pe suflet. Lucia, Lucia, am strigat. Pentru numele Domnului, spune-mi ce au să-ți facă măcelarii ăștia. Spune-mi, Lucia, vorbește. N-am să-ți spun, Etienne, pentru că o să te necăjești mai mult decât mine. Dar, e bine, îți spun. Altfel o să-ți închipui ceva și mai rău. Prezidentul a poruncit să mi se taie o ureche, să fiu astfel însemnată pentru totdeauna, fiindcă am iubit un francez. O ureche. Urechiușa aceea scumpă pe care de atâtea ori o sărutasem. Am mângâiat cele două mici scoici de catifea ca să mă asigur că sacrificiul nu fusese încă săvârșit. Ah, nu! Vor trebui să treacă peste cadavrul meu ca să-și atingă țelul. Mi-am jurat asta printre dinții strânși. Nu trebuie să fii necăjit, Etienne, și totuși mi-ar plăcea să fii cât de cât. N-au să te atingă, monștri. Sper, Etienne, Lorenzo e acolo. N-a deschis gura în vreme ce mă judecau, însă mă putea apăra după ce am plecat. A făcut-o, l-am auzit și eu. Înseamnă că le-a înmuiat inimile. Știam că nu reușise, dar cum să-i fi spus? Ezitam, însă aș fi putut la fel de bine să vorbesc. Cu instinctul ascuțit al femeilor, ea a înțeles ce însemna tăcerea mea. N-au vrut să-l asculte. De ce ți-e teamă să-mi spui, iubitule? Ai să vezi că sunt demnă de iubirea unui soldat ca tine. Unde-i Lorenzo acum? A ieșit din sală. Atunci poate că a plecat și din casă. Cred că chiar așa a făcut. M-a lăsat în voia soartei, Etienne. Ah, Etienne, uite că vin. Departe răsunau iarăși pașii aceia îngrozitori și clinchetul cheilor. De ce veneau acum, când nu mai era niciun prizonier de dus la judecată, dacă nu ca să execute sentința scumpei mele Lucia? M-am strecurat între ea și ușe. Simțeam în mușchi puterea unui leu. Aveam să dărâm casa mai înainte ca ei să o atingă. Du-te, ascunde-te, mi-a strigat. Au să te omoare, Etienne, eu cel puțin rămân în viață. Dacă mă iubești, Etienne, pleacă de aici. Nu o să se întâmple nimic. Nici n-ai să auzi când mi-o vor face. Se lupta cu mine, sărmana făptură. Și, cu forța înzecită de furie, a reușit să mă tragă lângă deschizătura dintre cele două celule. O idee mi-a străfulgerat prin minte. Mai putem fi salvați, i-am șoptit. Fă imediat ce-ți spun și fără comentarii. Treci în celula mea, repede. Am împins-o prin spărtură și am ajutat-o să pună scândurile la loc. I-am luat mantia largă, m-am înfășurat cu ea și m-am târât în colțul cel mai întunecat al celulei. Ușa s-a deschis. Au intrat mai mulți oameni. Sperasem că nu vor aduce vreun felinar, fiindcă nici înainte n-o făcuseră. Pentru ei nu eram, cu siguranță, decât o pată neagră într-un ungher. Ne-ar trebui o lampă ca să vedem mai bine, a spus unul din ei. Ba deloc, nici o lampă, a protestat o voce aspră, după care l-am recunoscut pe tâlharul de Mateo. Nu-i o treabă care să-mi placă prea mult. Cu cât o să văd mai puțin, cu atât o să fie mai bine. Îmi pare rău, signora, dar poruncile tribunalului trebuie aduse la îndeplinire. N-aveam decât o singură dorință, să-mi iau avânt, să năvălesc peste ei și să o întind prin ușa deschisă. Dar cum s-o ajut atunci pe Lucia? Presupunând că aș fi izbutit să-mi croiesc drum până afară, ea ar rămâne totuși în mâinile lor până m-aș întoarce cu ajutoare. Nu puteam avea pretenția că o să ne salvăm amândoi doar prin puterile mele. Totul mi-a devenit limpede într-o clipă și am înțeles că singurul lucru înțelept era să nu mă mișc, să suport ceea ce urma să se întâmple, așteptând ivirea unei șanse. Mâna murdară a tâlharului de gondolier mi-a pipăit buclele părului, bucle care până atunci fusese rămângâiate doar de degete de femeie. Apoi mi-a apucat urechea și durerea m-a săgetat, de parcă aș fi fost ars cu fierul roșu. Mi-am mușcat buzele ca să-mi înnăbuș un țipăt. Sângele îmi curgea cald pe gât și pe spate. Așa, uf, s-a sfârșit, a făcut Mateo, dându-mi prietenește o lovitură ușoară cu palma peste cap. Sunteți curajoasă, signora, vă spun eu, puteți avea gusturi mai bune decât să vă înamorați de un francez. Numai ele de vină, nu eu. Ce altceva puteam face decât să stau nemișcat și să scrâșnesc din dinți? Suferința și mânia mi s-au potolit totuși la gândul că acceptasem totul pentru femeia iubită. Bărbații obișnuiesc să le spună femeilor că ar suporta cu bucurie orice de dragul lor. Eu aveam cel puțin privilegiul de a arăta că faptele îmi erau tot una cu vorbele.
Mă gândeam și la felul cum un gest atât de nobil mi-ar spori reputația, în cazul că povestea ar fi ajuns cunoscută, și cât de mândru urma să fie regimentul din Conflans, care are un asemenea colonel. Gândurile acestea m-au ajutat să sufăr pe tăcute, în timp ce sângele împicura de pe gât pe pietrele pardoselii. Și tocmai acel plici-plici era să mă ducă la pierzanie. Sângerează cam tare, a observat unul dintre valeți. Ar trebui să mergem după un doctor. Altfel o găsim moartă mâine dimineață. Nu mișcă deloc și nici n-a deschis gura, a zis altul. Șocul a ucis-o. Tâmpitule, o femeie tânără nu moare așa ușor, a afirmat Mateo. Și la urma urmei, nu i-am tăiat decât vârful, atâta cât să se vadă pedeapsa tribunalului. Sus, signora, sus! Mi-a scuturat umărul. Inima mi s-a oprit în loc. Am crezut că o să-mi simtă epoletul sub mantie. Cum mai merge? A întrebat. N-am răspuns. Afurisită treabă. Mi-ar fi plăcut să am de-a face cu un bărbat, nu cu o femeie, și încă tocmai cu cea mai frumoasă fată din Veneția, a bombănit gondolierul. Tu, Nicolo, dă-mi batista ta și adu o lampă. Era sfârșitul. Se anunța lucrul cel mai rău din toate. Nimic nu mă mai putea salva. Am rămas mai departe, pitit în ungher, dar mușchii mi se încordaseră ca ai unei pisici ce stă gata să țâșnească. Dacă trebuia să mor, eram hotărât să fac în așa fel, încât moartea să-mi fie pe măsura vieții. Unul dintre ei plecase să aducă un felinar, iar Mateo se apleca peste mine cu o batistă. În câteva clipe, secretul avea să-mi fie descoperit. Însă gondolierul s-a ridicat brusc. În momentul acela am auzit un zgomot nedeslușit prin ferestruica de deasupra capului meu. Clipocitul apei și scârțâitul vâslelor se îmbălmășau cu murmurul unei mulțimi de voci omenești. A urmat o bătaie puternică în poarta casei, iar un glas înspăimântător a strigat: Deschideți! În numele împăratului, deschideți! Împăratul, ai fi zis că era invocat un sfânt, al cărui simplu nume era de ajuns să îi înspăimânte pe diavoli. Cu strigăte de spaimă, au luat-o la fugă cu toții. Mateo, valeții, intendentul, întreaga bandă de criminali. Un alt strigăt, urmat de sfărâmăturile bârnelor izbite cu securea. Apoi am auzit zângănitul armelor și îndemnurile soldaților francezi prin vestibul. În clipa următoare au răsunat pe scări, pași precipitați, și un bărbat mi-a năvărit în celulă. Lucia, striga, Lucia. Stătea în semi-întuneric, gâfâind, incapabil să-și găsească pe loc cuvintele. Apoi a izbucnit din nou. Lucia, oare nu ți-am arătat cât de mult te iubesc? Ce-aș putea face mai mult, mai bine? Mi-am trădat patria, sunt un nemernic. Mi-am denunțat prietenii și mi-am dat viața ca să te salvez. Era tânărul Lorenzo Loredano, îndrăgostitul căruia îi luasem eu locul. În momentul acela mi s-a făcut milă de el. Dar în dragoste, fiecare pentru sine, nu-i așa? Iar dacă e să pierzi jocul, te poți consola oarecum să știi că acela care a câștigat este un om cu merite și cu prestanță. Tocmai voiam să-i țin această lecție. La primul meu cuvânt a scos un țipăt de uimire, a ieșit în fugă, a luat din coridor lampa pe care o căutaseră ceilalți ceva mai înainte și mi-a luminat fața. Tu, tu, mizerabile, a strigat, francesticălos, ah, ai să plătești pentru tot răul pe care mi l-ai făcut. Însă tot atunci a observat paloarea feței mele și sângele ce-mi curgea încă din ureche. Ce vrea să însemne asta? M-a întrebat. Cum ai rămas fără ureche? Mi-am învins slăbiciunea, mi-am apăsat batista pe rană și m-am ridicat ca un adevărat colonel de husari. Rana asta, domnule, e o nimica toată. Cu permisiunea dumitale să nu discutăm un subiect personal și lipsit de importanță. Dar Lucia a năvălit din celula vecină. Auzise întreaga poveste. L-a prins pe Lorenzo de braț. Acest nobil gentilom a stat în locul meu, Lorenzo. A îndurat asta pentru mine, ca să mă cruțe pe mine. Mi-a căzut la inimă zbuciumul ce se citea pe chipul italianului. La sfârșit, mi-a întins mâna. Colonele Gerard, ești demn de o mare iubire, mi-a spus. Ai iertarea mea, căci dacă mi-ai făcut rău, l-ai răscumpărat într-un chip demn. Dar mă miră faptul că mai ești în viață. Am părăsit tribunalul înainte ca dumneata să fii judecat și știam că niciun francez nu va fi grațiat după distrugerea comorilor venețiene. Nu el le-a distrus, a protestat Lucia. El ne-a ajutat să le păstrăm pe cele din palatul nostru. Măcar pe una dintre ele,
am răspuns, aplecându-mă să-i sărut mâna. Iată deci, prieteni, cum am rămas fără ureche. După 2 zile, Lorenzo a fost găsit mort, străpând de un pumnal în piața San Marco. Matteo și alți 3 asasini au fost împușcați, iar membrii tribunalului izgoniți din oraș. Lucia, adorabila mea Lucia, s-a retras la o mănăstire din Murano atunci când francezii au părăsit Veneția. Poate că mai e și acum acolo, ajunsă stareță. Și de bună seamă că a uitat de mult zilele în care inimile noastre băteau în același ritm, iar restul lumii ni se părea atât de neînsemnat față de focul strecurat de dragoste în vine. Sau poate că n-o fi uitat. Poate că pacea chiliei îi e tulburată uneori de amintirea colonelului care a iubit-o cu împlăcărare cândva. Tinerețea s-a dus, pasiunea s-a stins, dar sufletul unui gentilom nu se schimbă nici când. Etienne Gerard încă și-ar mai înclina cu plăcere capul cărunt dinaintea ei, iar dacă asta i-ar folosi, și-ar da bucuros și cealaltă ureche. Capitolul 2. Cum a cucerit brigadierul Saragoza? V-am povestit vreodată, prieteni, cum am ajuns la husare din Conflans pe vremea asediului Saragozei și ce ispravă nemaipomenită mi-a fost dat să fac pentru ca să cadă acest oraș spaniol? Nu? Atunci mai aveți câte ceva de aflat. Am să vă spun exact cum s-au petrecut lucrurile. Dacă las la o parte 2-3 bărbați și câteva fete drăguțe, o să fiți primii care aud. Aventurile brigadierului Gerard. Pista 4. Eram locotenent și ajutor de capitan în regimentul 2 de husari, numit și husarii din Chamboran. N-aveam pe atunci decât 25 de ani. Eram tot atât de nepăsător și gata la orice, ca oricare soldat din mare armată. Întâmplător, războiul se oprise în Germania, însă în Spania mai bântuia. Iată din ce pricină, ca să întărească armata din Spania, împăratul m-a mutat cu grad de capitan plin la husarii din Conflans, care pe atunci făceau parte din corpul 5 de armată, de sub comanda mareșalului Lannes. De la Berlin și până la Pirinei e cale lungă. Noul meu regiment se număra printre unitățile care, la ordinele mareșalului Lannes, asediau Saragoza. Mi-am îndreptat așadar calul spre Spania și, peste o săptămână, m-am prezentat la cartierul general, de unde am fost condus spre husarii din Conflans. Ați citit, fără îndoială, o grămadă de lucruri despre celebrul asediu al Saragozei. Am să vă spun doar că rar s-a întâmplat ca vreun general să fi primit o misiune mai grea decât cea încredințată mareșalului Lannes. Saragoza, un oraș foarte întins, era plin de spanioli, soldați, țărani, călugări, care nutreau o ură cumplită față de francezi și juraseră să piară mai curând decât să se predea. 30.000 de oameni asediau un oraș de 80.000. Noi aveam o artilerie puternică și geniști fără pereche. Nu mai văzuserăm niciodată până atunci un astfel de asediu. De obicei, un oraș e socotit învins atunci când ai pus stăpânire pe fortificațiile lui. La Saragoza, dimpotrivă, fortificațiile au trebuit luate cu asalt înainte de începerea adevăratei bătălii. Fiecare casă a devenit un fort, fiecare stradă un câmp de luptă. Așa încât, zi de zi, am fost nevoiți să ne croim drum în interior, adică să aruncăm în aer casele împreună cu apărătorii lor, până când am distrus jumătate din oraș. Dar cealaltă jumătate rămăsese la fel de îndârjită. Avea de altfel o poziție mai avantajoasă pentru apărare, căci era plină de schituri și de mănăstiri uriașe, cu ziduri groase ca ale Bastiliei, care nu puteau fi dărâmate ușor. Asta era situația când am ajuns eu acolo. Între noi fie vorba, cavaleria nu-i de prea mult folos într-un asediu. Cândva n-aș fi îngăduit nimănui să susțină așa ceva. Husarii din Conflans erau cantonați la sud de oraș, cu misiunea să patruleze și să se asigure că nicio forță spaniolă nu înainta dinspre partea aceea. Colonelul regimentului nu era un soldat prea strălucit, iar regimentul nici nu visa pe atunci la faima dobândită mai târziu. Într-o singură seară am observat mai multe lucruri care m-au șocat. Fiindcă eu eram un ofițer excelent și mă durea sufletul să văd o tabără prost organizată, un cal rău pansat sau un călăreț fără ținută ostășească. În seara aceea cinam la o fermă, unde era popota, împreună cu 36 de noi camarazi. Din exces de zel, probabil,
Le-am arătat prea limpede că lucrurile nu mergeau așa cum fusesem obișnuit eu în armata din Germania. După observațiile mele, s-a lăsat tăcerea. Din privirile îndreptate spre mine, am înțeles că fusesem lipsit de tact. Mai ales colonelul era foarte nemulțumit și la fel un major, pe nume Olivier. Acesta din urmă, fanfaronul regimentului, așezat chiar în fața mea, își răsucea mustața, uitându-se țintă la mine, de parcă ar fi vrut să mă înghită. Însă nu mă deranja purtarea lui, căci simțeam că mersesem prea departe. Iar apoi, n-aș fi făcut oare o impresie proastă dacă m-aș fi luat la harță cu superiorul meu încă din prima seară? Admit că până aici am greșit eu, dar să vă povestesc ce a mai urmat. După cină, colonelul și câțiva ofițeri au ieșit din popotă. Au rămas vreo 12 gradați și, cu o butelcă de vin de Spania pe masă, domnea bună dispoziție. Curând, majorul Olivier mi-a pus câteva întrebări despre armata din Germania și despre rolul jucat de mine în campania aceea. Ajutat de vin, le-am spus o mulțime de lucruri. Nimic ieși din comun, prieteni. Înțelegeți-mă bine. Fusesem până atunci, în ciuda vârstei, un ofițer model al Marii Armate. Eram cel din tâi spadasin, cel mai iute călăreț. Aventurile în care fusesem eroul principal nu le mai puteai număra. Ori aici nimeni nu mă cunoștea, nimeni nu mi-arăta simpatie. Nu era firesc să fi dorit să le explic noilor mei camarazi din ce stofă era croit cel ce venise în mijlocul lor? Nu era normal să vreau să le spun, bucurați-vă, prieteni, bucurați-vă, căci cel ajuns în seara asta printre voi nu e un simplu ofițer picat din cer. Sunt eu, Gerard, nemaipomenitul Gerard, eroul de la Ratisbona, învingătorul de la Iena, cel ce a străpuns un careu inamic la Austerlitz. Nu le puteam spune toate astea, dar puteam cel puțin să povestesc niște întâmplări menite să le sugereze restul. Așa am și făcut. M-au ascultat fără să scoată un sunet. Le-am povestit altele. În fine, după ce le-am explicat cum călăuzisem o armată pornită să treacă Dunărea, au izbucnit cu toții în râs. Am sărit în picioare, tulburat de rușine și furie. Mă lăsasem dus. Își băteau joc de mine. Erau convinși că au de-a face cu un lăudăros și un mincinos. Prin urmare, așa mă primeau husarii din Conflans. Mi-am înghițit lacrimile de umilință care îmi umpleau ochii. Au râs și mai tare. Nu cumva știi, capitane Pelletan, dacă mareșalul Lan mai e pe front? A întrebat majorul. Eu cred că da, domnule, i-a răspuns cel întrebat. Ia auzi, aș fi zis că prezența lui nu mai e necesară odată ce a apărut capitanul Gerard. O nouă explozie de râsete. Văd și acum cercul lor de fețe și ochii batjocoritori, gurile deschise, pe Olivier cu mustața lui mare și neagră, pe Pelletan cu rânjetul lui enervant. Până și tinerii sublocotenenți se stricau de râs. Dumnezeule, ce josnicie! De furie, lacrimile mi se uscaseră. Am redevenit eu însumi, rece, calm, stăpân pe nervii mei, de gheață pe din afară și de foc pe dinăuntru. Aș putea să vă întreb, domnule, la ce oră este trecut regimentul în revistă? M-am adresat majorului. Sper, capitane Gerard, că n-ai de gând să ne schimbi orarul, mi-a răspuns. Alt hohot de râs a cuprins grupul, dar de astă dată s-a stins pe buzele celor prezenți, pe măsură ce îi priveam fix, pe fiecare în parte. La ce oră e adunarea? L-am întrebat, nu fără asprime, pe capitanul Pelletan. Îi stătea pe limbă o batjocură, însă privirea pe care i-am aruncat-o l-a convins să-și o înghită. Adunarea e fixată pentru ora 6. Mulțumesc. I-am numărat pe cei de față. Erau 14 ofițeri, dintre care doi păreau niște copii abia ieșiți de la Saint-Cyr. N-am putut să nu observ ținuta lor neglijentă. Mai rămâneau majorul, 4 capitani și 7 locotenenți. Domnilor, am reluat privindu-i țintă rând pe rând. M-aș simți într-adevăr nedemn de acest vestit regiment dacă nu v-aș cere socoteală pentru necuvința cu care m-ați întâmpinat. Pe de altă parte, v-aș considera nedemn de el dacă, sub un pretext sau altul, nu mi-ați acorda această satisfacție. Nici o problemă în privința asta, a spus majorul. Sunt gata să trec peste gradul meu și să-ți dau orice satisfacție dorești în numele husarilor din Conflans. Vă sunt recunoscător. Mă gândesc totuși că aș avea unele drepturi și în ce-i privește pe ceilalți gentilomi care au râs de mine. Atunci cu cine vrei să te bați? A întrebat capitanul Pelletan. Cu toți, am răspuns. S-au uitat surprinși unii la alții.
Apoi s-au retras în celălalt capăt al încăperii și i-am auzit șușotind. S-au pus pe râs. Era limpede că încă mai credeau că au de-a face cu un farsăr. S-au întors spre mine. Cererea dumitale e ieșită din comun, mi-a spus majorul Olivier, dar se acceptă. Cum propui să aibă loc un asemenea duel? Alege dumneata arma. Sabia. Și o să vă iau în ordinea vechimii. Voi începe cu dumneavoastră, domnule major Olivier, la ora 5. Prin urmare, vă acord fiecăruia câte 5 minute înainte de adunare. Vă rog totuși să aveți bunăvoința de a alege locul întâlnirii, pentru că eu nu cunosc încă regiunea. Au rămas impresionați de atitudinea mea, pe cât de înghețată, pe atât de practică. Acum nu mai zâmbeau. Fața lui Olivier nu mai era batjocoritoare, ci întunecată și gravă. Dincolo de țărușii pentru cai e un mic teren liber, mi-a zis. Am mai rezolvat acolo niște chestiuni de onoare și locul ne-a mulțumit pe deplin. Vom fi prezenți, capitane Gerard, la ora pe care ai fixat-o. Tocmai mă înclinam ca să le mulțumesc, astfel pentru că îmi acceptaseră provocarea, când ușa popotei s-a deschis violent. Era colonelul cu chipul destul de răvășit. Domnilor, ne-a spus, mi se cere dintre dumneavoastră un voluntar pentru o misiune extrem de periculoasă. Nu vă ascund faptul că treaba e de cea mai mare însemnătate. Mareșalul Lan s-a gândit la un ofițer de cavalerie, fiindcă acesta ar avea mai multe șanse să se descurce decât un ofițer de infanterie sau de geniu. Bărbații însurați nu se acceptă. Dintre ceilalți, cine se oferă voluntar? Nu-i nevoie să spun că toți ofițerii neînsurați au făcut un pas înainte. Colonelul i-a cercetat încurcat. I-am ghicit gândul. Cel mai bun trebuia să îndeplinească misiunea aceea, dar poate că îl trimitea astfel pe cel mai bun la moarte. Domnule, am spus, îmi îngăduiți o sugestie? Mi-a aruncat o privire aspră. Nu uitase observațiile făcute de mine la cină. Spune, aș vrea doar să menționez că această misiune îmi revine de drept și cu totul firesc. De ce, capitane Gerard? De drept, fiindcă sunt capitan plin. Și cu totul firesc, fiindcă regimentul nu va simți lipsa, oamenii neavând încă timp să mă cunoască. Trăsăturile colonelului s-au destins. Fără îndoială, există ceva adevăr în ceea ce spui, capitane Gerard. Cred că ești neîndoielnic cel mai nimerit pentru misiunea asta. Dacă vrei să mă urmezi, îți voi comunica instrucțiunile. Le-am urat noapte bună noilor mei camarazi înainte de a ieși din popotă, însă n-am uitat să repet că le voi sta la dispoziție a doua zi dimineața, la orele 5. M-au salutat fără o vorbă. După chipurile lor, am ghicit că începuseră să se lămurească întrucâtva în privința caracterului meu. Mă așteptam să fiu imediat informat de către colonel în legătură cu obiectivul acelei misiuni pe care, în definitiv, mă angajasem să o îndeplinesc. Dar el mergea tăcut înaintea mea. Am traversat câmpul, am trecut de tranșee, am depășit grohotișul ce marca vechea incinta orașului. Printre pereții caselor distruse de geniștii noștri, era un adevărat labirint. Acrii după acrii erau acoperiți cu frânturi de zid și mormane de cărămizi. Mai înainte, pe locurile acelea, se întindea un cartier foarte populat. Felinare puse prin colțuri ajutau trecătorului să se orienteze. Colonelul se grăbea. Am mers multă vreme. În sfârșit, ne-am oprit lângă un zid cenușiu ce ne închidea trecerea. Acolo, în spatele unei baricade, ne era avampostul. Colonelul m-a condus într-o casă lipsită de acoperiș, unde am găsit doi generali îngenunchiați în fața unei tobe acoperite de o hartă, pe care o examinau cu atenție la lumina unei lumânări. Unul dintre ei avea gâtul strâmb și fața spână, mareșalul Lan. Celălalt era generalul Razu, comandantul geniștilor. Capitanul Gerard s-a oferit voluntar, a anunțat colonelul. Mareșalul Lan s-a ridicat și mi-a strâns mâna. Ești un viteaz, domnule, mi-a spus. Am un cadou pentru dumneata. Mi-a întins un mic tub de sticlă. A fost pregătit special de doctorul Fardet. În disperare de cauză, n-ai decât să-l duci la buze. O să mori pe loc. Era un început vesel. Vă mărturisesc, prieteni, că un fior înghețat mi-a trecut prin șira spinării, iar părul mi s-a zbârlit. Iertați-mă, domnule, am zis salutând. Știu foarte bine că m-am oferit voluntar pentru o misiune ce comportă riscuri mari, dar n-am nicio idee în legătură cu natura acestei misiuni. Colonele Perrin, a vorbit Lan pe un ton sever,
Nu-i cinstit să-i îngădui unui ofițer curajos să se prezinte voluntar, fără să-i înfățișezi pericolele la care se expune. De acum redevenisem eu însumi. Domnule, am intervenit. Permiteți-mi să spun că, cu cât e mai mare pericolul, cu atât mai mare e și gloria, și că n-am să regret că m-am oferit voluntar, decât dacă voi afla că misiunea ar fi fără niciun risc. Aceste cuvinte, pline de avânt, erau întărite de înfățișarea mea. Timp de câteva clipe am semănat cu un erou. Observând privirea lui Lan îndreptată spre mine cu admirație, am fost încântat de felul promițător în care intram în armata din Spania. Dacă muream chiar în noaptea aceea, numele meu n-ar fi fost uitat prea curând. Noi și vechii mei camarazi, despărțiți prin atâtea lucruri, s-ar fi găsit uniți prin admirația și afecțiunea lor comună pentru Etienne Gerard. Generale Razu, explică-i situația, a ordonat Lan. Generalul de geniu s-a ridicat cu compasul în mână. M-a dus până la ușă și mi-a arătat zidul mare, cenușiu, înălțat printre ruine. Iată linia de apărare a inamicului în momentul de față, mi-a spus. E zidul mănăstirii închinate Fecioarei. Dacă o cucerim, cade întreg orașul. Dar au înconjurat-o cu șanțuri contra minelor, iar zidurile sunt atât de groase, încât e aproape cu neputință să le străpungi cu artileria. Am aflat totuși că dușmanul are o apreciabilă cantitate de praf de pușcă într-una din chiliile de jos. Dacă pulberea asta ar exploda, ne-ar fi deschisă calea. Cum ajung acolo? Am întrebat. Îți explic. Avem pe cineva în oraș, un ins pe nume Hubert. Bărbatul ăsta curajos a fost mereu în legătură cu noi și ne-a promis că va arunca în aer pulberăria. Explozia trebuia să se producă în zori. De două zile, un grup de asalt de 1000 de grenadieri așteaptă să apară spărtura. Dar explozia nu s-a produs. Și tot de două zile nu mai avem vești de la Hubert. Întrebarea este ce i s-a întâmplat. Vrei să merg după informații? Exact, e bolnav, rănit sau mort. E cazul să-l mai așteptăm, ori să încercăm un asalt în altă parte. Nu putem hotărâ nimic înainte de a ști ce i s-a întâmplat. Asta e harta orașului, capitane Gerard. Observ că, dincolo de acest cordon de schituri și mănăstiri, mai multe străzi se deschid într-o piață centrală. Dacă ajungi în piață, găsești într-un colț catedrala. În colțul ăsta dă strada Toledo. Hubert locuiește într-o căsuță aflată între un pantofar și un negustor de vinuri pe dreapta, cu un vid de la catedrală. Mă urmărești? Cu mare atenție. Trebuie să ajungi la casa asta, să-l vezi și să hotărăști dacă planul lui se mai poate executa sau e preferabil să-l abandonăm. Mi-a arătat ceva ce părea o pelerină de flanelă cafenie, nu tocmai curată. Iată rasa unui călugăr franciscan, mi-a spus. După mine e cea mai bună deghizare. Am făcut un salt înapoi. Vreți să mă prefaceți într-un spion? Am strigat. O să merg în uniformă. Cu neputință. Cum poți crede că ai să treci neobservat pe străzile orașului? Mai ține cont și de faptul că spaniolii nu iau prizonieri. Oricare ți-ar fi ținuta, te paște aceeași soartă dacă vei fi prins. Era adevărat și mă aflam în Spania de destulă vreme ca să știu că soarta aceea însemna ceva cu mult mai cumplit decât pur și simplu moartea. De când trecusem granița, nu auzisem decât de torturi și mutilări. Am îmbrăcat rasa de franciscan. Sunt gata. Ești înarmat? Am sabia. O să-i se audă zângănitul. Ia cuțitul ăsta și lasă sabia aici. Spune lui Hubert că mâine dimineață, la ora 4, detașamentul de asalt va fi încă pe poziție. Un sergent care așteaptă afară o să-ți arate cum să intri în oraș. Noapte bună și succes! Nici nu ieșisem încă bine din încăpere până când cei doi generali s-au apucat din nou să studieze hărțile bicorn lângă bicorn. La ușă mă aștepta un subofițer de geniu. Mi-am legat cordonul rasei, mi-am scos căciula, mi-am acoperit capul cu gluga, mi-am desfăcut pintenii, după care l-am urmat în tăcere pe ghid. Trebuia să mergi cu băgare de seamă, fiindcă zidurile înalte din jur erau presărate cu santinele spaniole care trăgeau necontenit de sus în jos asupra posturilor noastre înaintate. Strecurându-ne în umbra imensei mănăstiri, ne-am îndreptat încet și cu grijă, printre dărâmături, spre un alun mare. Sergentul s-a oprit. Nu-i greu să te cațări în copacul ăsta, mi-a spus. Nu mai greu decât pe o scară. Urcați și o să găsiți în vârf o creangă de pe care puteți pune piciorul pe acoperișul casei. Mai departe o să vă conducă îngerul păzitor.
Eu nu vă pot spune mai mult. Înfășurat în rasa de culoare închisă, m-am cățărat în copac. Luna nouă strălucea, iar linia acoperișului se deosebea clar pe cerul înstelat. Arborele creștea în umbra casei. M-am furișat încet, din creangă în creangă. Am ajuns la cea de mai sus. Mai trebuia doar să mă târăsc în lungul unei ramuri mai rezistente, ca să ajung până la zid. Deodată am auzit zgomot, m-am lipit de trunchi și m-am silit să fiu una cu noaptea. Un om de pe acoperiș se îndrepta spre mine. I-am văzut silueta îndesată, cum stătea întins pe burtă la pândă, ațintind cu pușca. Era tot numai bănuiel și precauție. S-a oprit odată sau de două ori, apoi a continuat să înainteze. În sfârșit a ajuns la marginea parapetului, la câțiva metri de mine. Acolo s-a ridicat în genunchi, a dus arma la umăr și a tras. Am fost atât de surprins de detunătură, încât era cât pe ce să cad din copac. Timp de câteva secunde m-am întrebat dacă nu cumva mă atinsese. Dar când am auzit un geamăt adânc de desubtul meu și l-am văzut pe spaniola plecându-se peste parapet și râzând gros, am înțeles ce se întâmplase. Era sărmanul meu sergent care, devotat, rămăsese lângă trunchi ca să mă conducă din priviri cât mai mult cu putință. Spaniolul îl observase și îl țintise ca pe un iepure. O să gândiți fără îndoială că nu putea ochi bine în întuneric, însă oamenii aceia foloseau flinte și pușcoace scurte în care îndesau pietre și bucățele de metal. Cu astea te doboară tot așa de ușor cum aș dobori eu un fazan de pe o creacă. Spaniolul se uita mereu în jos. Sergentul gemea din când în când, semn că mai era în viață. Santinela a aruncat o privire în jur. Nimic suspect. Poate și-o fi zis că era bine să termine cu blestematul ăla de francez, sau voia să-l caute prin buzunare. Destul că și-a pus arma alături și, aplecându-se în față, s-a avântat în copac. I-am înfipt cuțitul în trup. Omul a căzut din creangă în creangă și a bufnit de pământ cu un zgomot înnăbușit. Am auzit jos vânzoleala unei lupte scurte și două înjurături în franceză. Sergentul rănit nu așteptase prea mult ca să se răzbune. Câteva clipe n-am îndrăznit să mă clintesc. Cu siguranță, zgomotul acelei căderi atrăsese atenția cuiva, însă nu. Liniștea rămânea deplină, dacă nu socoteam cele 12 bătăi prin care se anunța în oraș miezul nopții. M-am întins în lungul crengii și m-am sărtat pe acoperiș. Pușca spaniolului îmi stătea la îndemână, dar la ce-mi folosea dacă nu aveam cornetul cu pulbere? Pe de altă parte, descoperind arma aceea părăsită, dușmanul ar fi fost pus în gardă. Ar fi bănuit că se întâmplase ceva. Cel mai bine era să o arunc peste zid. Așa am și făcut, după care m-am apucat să caut un loc pe unde să cobor de pe acoperiș în oraș. După toate aparențele, coborâșul cel mai simplu era pe acolo pe unde urcase santinela. L-am descoperit curând. Într-adevăr, la nivelul acoperișului, cineva a strigat de mai multe ori, Manuelo, Manuelo. M-am pitit în umbră și, la lumina lunii, am văzut apărând dintr-o trapă un cap bărbos. Cum nimeni nu răspundea la chemări, omul a ieșit prin deschizătură. L-au urmat alți trei blăjgani înarmați până în dinți. Observați că nu trebuie neglijată nicio măsură de prevedere. Dacă nu aruncam pușca santinelei, ar fi cotrobăit peste tot și m-ar fi găsit. Nevăzând însă nicio urmă de-a camaradului lor, spaniolii și-au închipuit de sigur că acela patrula în lungul altor acoperișuri și au luat-o în direcția unde îl puteau afla. Îndată ce mi-au întors spatele, m-am repezit prin trapă și am coborât treptele. Casa părea goală. Am trecut prin ea, am deschis o poartă și m-am pomenit în stradă. Era un loc de trecere îngust și pustiu, dând însă într-o stradă mai largă, un bulevard presărat cu focuri, în jurul cărora somnolau o mulțime de soldați și de țărani. În oraș se simțea miros de putreziciune. Era de mirare că locuitorii îl puteau suporta. De la începutul asediului Saragozei, așadar de câteva luni, nimeni nu-și bătuse capul cu curățitul străzilor, ori cu îngropatul morților. Mai mulți călugări treceau de la un foc la altul. Cum nimeni nu-i întreba ceva, mi-am luat inima în dinți și am pornit cu pași grăbiți spre piața cea mare. La un moment dat, un bărbat s-a ridicat de lângă un foc și m-a apucat de mânecă, arătându-mi o femeie care zăcea nemișcată în mijlocul drumului. Am priceput că voia să-mi dea de înțeles că femeia murea, iar eu aveam datoria să o spovedesc. Mi-am căznit mintea și m-am folosit de puțina latină pe care mi-o aminteam.
Ora pro nobis, a murmurat din străfundurile glugii. Te deum laudamus, ora pro nobis. Pe când vorbeam, am ridicat mâna și am schițat un început de binecuvântare. Omul m-a lăsat de mânecă și s-a tras îndărât fără o vorbă, în vreme ce eu îmi reluam drumul cu pași solemni. Așa cum prevăzusem, strada cea largă ducea în piața centrală, plină de trupe și de focuri de tabără. Mergeam drept înainte, fără să mă uit la cei 2-3 inși care mi s-au adresat. Am trecut de catedrală și am luat-o pe strada ce-mi fusese indicată. Aflându-mă acum în partea de oraș cea mai îndepărtată de locul unde atacam noi, n-am mai văzut soldați. Era întuneric peste tot. Ici colo răzbătea câte o lumină din spatele vreunei ferestre. Nu mi-a fost greu să descoper casa care era ținta misiunii mele, între pantofar și negustorul de vinuri. Nici o lumină nu ardea înăuntru. Ușa era închisă. Am apăsat cu băgare de seamă pe clanță. A cedat. Cine putea fi înăuntru? Habar n-aveam, dar trebuia să aflu. Am împins, deci, ușa și am intrat. Era beznă ca într-o peșteră și mai întuneric după ce am închis ușa în urma mea. Am înaintat pe dibuite și am dat de marginea unei mese. M-am oprit imediat, întrebându-mă cum să fac să aflu vești despre acel Hubert la care intrasem. Orice greșeală de tactică m-ar fi costat nu numai viața, ci și reușita misiunii mele. Poate că nu locuia singur, poate era chiriașul unei familii spaniole. În acest caz, vizita mea risca să-i facă și lui tot atâta rău cât și mie. Mă zbăteam în cea mai adâncă nehotărâre, când deodată s-a petrecut ceva ce mi-a înghețat sângele în vine. Am auzit o voce, un murmur, foarte aproape de urechea mea. Dumnezeule, șoptea vocea cu intonația agoniei, ah, Doamne Dumnezeule! În întuneric s-a auzit un scurt suspin, apoi s-a așternut din nou tăcerea. Vocea aceea înfiorătoare m-a făcut să tremur de groază, dar mi-a și readus speranța, pentru că era a unui francez. Cine e acolo? Am întrebat. Am auzit un geamăt jalnic, însă niciun răspuns. Dumneata ești, domnule Hubert? Da, da, a suspinat vocea. Nu era decât un suflu ajuns cu mare greutate la mine. Fie-vă milă, apă, apă pentru numele cerului. Am luat-o în direcția de unde venea vocea, dar m-am lovit de perete. Din nou am auzit un geamăt, însă de data asta în mod sigur deasupra capului meu. Mi-am ridicat mâinile în gol. Unde ești? Am întrebat. Aici, aici, a murmurat vocea tremurătoare. Am pipăit peretele cu mâna și am dat de un picior de sculț. Era la înălțimea capului meu și, din câte mi-am dat seama, nu se sprijinea pe nimic. M-am tras îndărătuluit, împleticindu-mă. Am scos din buzunar un amnar și am scăpărat. Din umbră s-a desprins forma unui om ce părea că plutește în aer înaintea mea. Am scăpat amnarul. Degetele îmi tremurau. L-am ridicat de jos ca să-l mai aprind odată, dar n-am vrut să mă mai uit. Am aprins mai întâi o lumânare descoperită acolo. Flacăra pâlpâia ușor. Uimirea mi-a dispărut, însă ceea ce vedeam m-a făcut să mă cutremur de oroare. Omul fusese răstignit pe perete, așa cum țintuiește o nevăstuică pe ușa șurii. Piroane groase îi străpungeau mâinile și picioarele. Sărmanul nenorocit își trăia agonia de pe urmă. Capul îi căzuse pe un număr, printre buze îi atârna limba negrită. Murea de sete și din pricina rănilor, iar mizerabilii de călăi fuseseră pe masă, aproape de el, un ulcior cu vin ca să-i sporească chinul. I-am dus ulciorul la gură. A mai avut atâta putere încât să înghită conținutul. O scânteie i-are însuflețit ochii aproape stinși. Ești francez? A șoptit. Da, m-au trimis să văd ce s-a întâmplat cu dumneata. Au aflat cine sunt, m-au ucis. Dar înainte de a muri îți spun tot ce știu. Încă un pic de vin, te rog, repede, repede. Sunt aproape sfârșit, puterile mă părăsesc. Ascultă, pulberea au depozitat-o în chilia stareței. Am găurit peretele, am pus un fitil. Capătul fitilului se află în chilia ocupată de sora Angela, lângă capelă. Totul era pregătit alaltăieri, dar le-a căzut în mână o scrisoare și m-au torturat. Dumnezeule, am exclamat, de 2 zile ești răstignit aici. 2 zile care mi-au părut 2 ani. Prietene, am slujit Franța, nu-i așa? Fă-mi un mic serviciu, ucide-mă. O lovitură de cuțit în inimă, prietene, te rog, te implor, curmă-mi suferințele. Hubert ajunsese într-adevăr într-o situație disperată.
Singurul serviciu pe care îl puteam face era cel cerut. Însă cum să înfig în el cuțitul cu sânge rece? Totuși, dacă m-aș fi aflat în locul lui, aș fi dorit același lucru. Mi-a venit o idee. Aveam în buzunar ceva ce i-ar fi dat o moarte rapidă și liniștită. Era unica mea salvare de la tortură, dar nenorocitul acela avea nevoie urgentă de ea și făcuse destul pentru patrie. Am scos flaconul și l-am golit în cana cu vin. Tocmai mă pregăteam să-i o dau când am auzit zângănit de arme înaintea ușii. Am stins imediat lumina și m-am furișat după perdele. În clipa următoare, ușa s-a deschis. Doi spanioli au intrat în încăpere. Erau niște civili cu chipuri sălbatice. Fiecare purta o pușcă în bandulieră. M-am uitat printre perdele. Eram mort de frică, imaginându-mi că mă descoperiseră. Am înțeles însă repede că nu aveau alt scop decât să-și bucure ochii cu chinul nefericitului meu compatriot. Unul dintre ei a ridicat felinarul la înălțimea feței muribundului și amândoi au izbucnit într-un râs batjocoritor. Apoi privirea celui cu lumina a căzut pe cana cu vin de pe masă. A luat-o, a apropiat-o cu un rânjet diabolic de gura lui Hubert, apoi în momentul când bietul om în agonie și-a plecat capul ca să-și umezească buzele, i-a tras-o înapoi și a băut o înghițitură zdravănă. Nici n-a terminat bine că a și scos un țipăt, și-a dus mâinile la gât și s-a prăbușit fără suflare. Însoțitorul său l-a privit pe cât de uluit, pe atât de înspăimântat. Superstiția reintra în drepturile ei și omul, urlând de groază, s-a năpustit afară din încăpere. Îi auzeam pașii pierzându-se în depărtare pe lespezile străzii. Felinarul rămăsese pe masa aprins. Când am ieșit din ascunzătoare, am văzut că sărmanului Hubert îi căzuse capul în piept. Murise și el. Mișcarea pe care o făcuse ca să bea o ultimă înghițitură de vin îi fusese fatală. În încăpere au răsunat bătăile unui orologiu. Pe perete stătea răstignit cadavrul chinuit al francezului. Pe padoseală zăcea corpul nemișcat al spaniolului. Felinarul lumina slab locul. Aventurile brigadierului Gerard. Pista 5. Pentru prima oară în viață m-a zguduit un fior de groază. Văzusem mii și mii de oameni mutilați mai mult sau mai puțin oribil pe câmpul de bătaie, dar spectacolul lor nu mă impresionase niciodată atât de mult ca acele două forme tăcute ce-mi țineau tovărășie într-o cameră întunecată. M-am repezit în stradă, la fel ca spaniolul. Nu doream altceva decât să mă văd plecat de acolo. Am alergat până la catedrală. Abia în locul acela mi-am recăpătat stăpânirea de sine. Găfâind în penumbră, încercam să hotărăsc ce urma să fac. Pe când mă gândeam la asta, deasupra capului meu, clopotele cele mari au bătut de două ori. Ora două, iar la patru detașamentul de asalt avea să fie pe poziție. Nu mai rămâneau decât două ore în care să acționez. Interiorul catedralei era viu luminat. O mulțime de credincioși intrau și ieșau. Am intrat și eu, spunându-mi că acolo voi fi mai ferit de curiozitatea indiscreților și îmi voi putea pune planurile la punct. Am văzut un spectacol cu totul neobișnuit. Catedrala fusese transformată în spital, adăpost și depozit în același timp. Un naos lateral era tixit cu alimente. Celălalt era plin de răniți și bolnavi. Pe mozaic aprinseseră focuri la care se gătea. Mulți dintre ei se rugau. Am îngenunchiat la rândul meu în umbra unui stâlp și mă rugam din toată inima să am noroc să scap cu viață din expediția aceea și totodată să mi se ofere prilejul de a săvârși o faptă măreață care să-mi facă numele tot atât de renumit în Spania pe cât era în Germania. Sub orologiu am așteptat să bată ora 3. Apoi am ieșit din catedrală și am luat-o spre Mănăstirea Fecioarei, unde urma să se dea asaltul. Voi, care mă știți foarte bine, bănuiți că nu eram eu omul care să se întoarcă în tabăra franceză numai pentru a raporta că agentul nostru murise și că trebuia găsit un alt mijloc de a pătrunde în oraș. Ori găseam acest alt mijloc ce mi-ar fi permis să duc la bun sfârșit o misiune neterminată, ori lăsam vacant postul de prim-capitan la husarii din Conflans. Fără niciun incident, am coborât pe bulevardul cel larg de care v-am vorbit. Am ajuns în fața mănăstirii întărite ce alcătuia avanpostul apărării. Era o construcție pătrată, cu o grădină în mijloc. Câteva sute de oameni se adunaseră în grădina aceea, înarmați și gata de luptă, căci era limpede pentru toată lumea din oraș că, mai mult ca sigur,
Pe acolo aveau să atace francezii. Până atunci, în Europa nu luptaserăm decât cu niște armate. Când cu una, când cu alta. În Spania am aflat cât e de cumplit să te bați cu un popor întreg. Pe de-o parte, nu era nimic glorios în faptul că învingeai o adunătură de negustori în vârstă, de țărani neștiutori, de preoți fanatici, de femei ațâțate și de tot felul de indivizi nenorociți care umpleau garnizoana. Dar pe de altă parte, oamenii ăștia erau periculoși, o adevărată belea. N-aveau niciun astâmpăr, nu încetau nici când hărțuiala, nu respectau nicio lege a războiului și nu căutau decât să ne facă rău. Începeam să-mi dau seama de greutatea sarcinii noastre, văzând grupurile pestrițe și sălbatice din jurul focurilor de veghe aprinse în grădina mănăstirii Fecioarei. Nu era rostul nostru al militarilor să facem politică, dar încă de la început am avut impresia că în războiul din Spania ne urmărea un blestem. Totuși, momentul era nepotrivit pentru cugetări. Am ajuns în grădina mănăstirii fără să întâmpin dificultăți. Ca să intru însă chiar în clădire, fără să fiu luat la întrebări, treaba asta nu mi se părea chiar simplă. Am dat ocol grădinii, observând într-un loc un vitraliu care în mod precis făcea parte din capelă. Din cele spuse de Hubert, camera stareței, unde fusese depozitată pulberea, se afla aproape de capelă, iar printr-o gaură deschisă, în peretele unei chilii învecinate, se putuse vârâ un fitil. Trebuia să intru în mănăstire cu orice preț. La poartă stătea un paznic. Cum avea să-mi deschidă fără să-mi ceară explicații? Am avut o inspirație de moment. În grădină era o fântână, iar lângă ea niște găleți goale. Am umplut două și am luat-o spre intrare. Nu iei niciodată la întrebări pe cineva care cară două găleți cu apă. Paznicul mi-a deschis, îngăduindu-mi să intru. M-am pomenit într-un coridor lung, pardosit cu dale și luminat de ferinare. Pe o parte a coridorului se aflau ușile de la chiliile călugărițelor. În sfârșit, mă apropiam de Victorie. Am înaintat fără șovăială. Văzusem din grădină în ce direcție trebuia să o apuc ca să ajung la capelă. Pe coridor pierdeau vremea și fumau câțiva soldați spanioli. Unii mi s-au adresat, am presupus că îmi cereau să-i binecuvântez. M-am descurcat cu acel ora pro nobis, ce părea că-i mulțumește. Curând am ajuns la capelă și nu mi-a fost greu să constat că ușa chiliei vecine dădea într-un depozit de muniții, fiindcă toată pardoseala din fața ei era neagră. Ușa era închisă și două santinele cu chipuri înfiorătoare făceau de pază lângă ea. Unul dintre ei avea cheia legată la brâu. Dacă am fi fost doar noi doi, nu mi-ar fi trebuit mult ca să iau în primire cheia aceea. Dar prezența camaradului său punea în pericol orice încercare de a o smulge cu forța. Cealaltă ușă, de după magazia cu muniții, trebuia să fie de la chilia sorei Angela. Era întredeschisă. N-aveam timp să șovăi. Am lăsat gărețile cu apă pe coridor și am intrat în chilie. Mă așteptam să găsesc acolo vreo 5-6 desperados spanioli, însă ceea ce am văzut m-a pus și mai mult în încurcătură. Era limpede, chilia fusese rezervată câtorva călugărițe, care dintr-un motiv sau altul refuzaseră să plece. Erau de față trei. O femeie în vârstă, cu chipul asprit, care nu putea fi decât stareța, și încă două tinere fermecătoare. Stătuseră așezate în fundul chiliei, dar la intrarea mea s-au ridicat și din atitudinea și expresia lor, mi-am dat seama că venirea îmi era nu numai dorită, ci și așteptată. Prezența de spirit mi-a revenit pe dată și am priceput despre ce era vorba. De vreme ce atacul asupra mănăstirii era inevitabil, maicile sperau firește să fie duse într-un loc sigur. Probabil făcuseră legământ să nu-și lase vălul și li se spusese să rămână în chilia aceea până la noi ordine. În orice caz, m-am purtat ținând seama de această presupunere, pentru că ea îmi dădea cel mai bun pretext prin care să mă scap de prezența lor. Am aruncat o privire spre ușe. Cheia era pe dinăuntru. Atunci le-am făcut călugărițelor semn să mă urmeze. Stareța m-a întrebat ceva, însă am dat nerăbdător din cap, repetându-mi gestul poruncitor. A ezitat. Am dat din picior și le-am chemat atât de autoritar, încât s-au supus imediat. M-am gândit că vor fi mai în siguranță în capelă și le-am dus acolo, lăsându-le în colțul cel mai îndepărtat de depozitul de muniții. Cele trei călugărițe au îngenunchiat în fața altarului. Inima întresălta de bucurie și mândrie. Ultimul obstacol era înlăturat. Dar n-am constatat oare de atâtea ori că, în clipa când îți crezi calea mai liberă pentru acțiune, pericolul e mai aproape ca oricând.
Ultima privire a stareței m-a cutremurat. Ochii negri și pătrunzători îi se fixaseră cu o expresie în care surpriza făcea loc bănuielii pe mâna mea dreaptă. Două amănunte i-ar fi putut atrage atenția. Mai întâi că mâna îmi era înroșită de sângele santinelei înjunghiate în copac. Însă călugărilor din Saragoza, cuțitul le era tot atât de la îndemână ca breviarul. În schimb, pe degetul arătător, aveam un inel gros de aur, cadou de la o baroană nemțoaică, al cărei nume îl voi trece sub tăcere. La lumina lămpii din altar, acesta sclipea indiscret. Un inel pe degetul unui călugăr, cu neputință, căci călugărul a făcut legământ de sărăcie de plină. M-am întors repede, îndreptându-mă spre ușa capelei, dar răul se întâmplase. O scurtă privire aruncată în dărât mi-a arătat că stareța fugea după mine. Am trecut prin cadrul ușii și m-am năpustit pe coridor, însă ea a scos un țipăt ascuțit ca să-i avertizeze pe cei doi paznici. Din fericire, mi-a venit ideea să stric și eu, arătând în lungul coridorului, ca și cum amândoi am fi urmărit aceeași pradă. Așa că am izbutit să trec pe sub nasul lor. Am dat buzna în chilia sorei Angela, am trântit ușa grea și am zăvorât-o pe dinăuntru, și sus și jos. Lemnul era gros și solid, le-ar fi trebuit ceva timp până să-l spargă. Dacă le trecea prin cap să pună un butoiaș cu pulbere la ușe, aș fi fost pierdut. În punctul unde ajunsesem, era singura lor șansă de a-mi zădărnici planul. Căci, după un șir întreg de primejdii, din care puțini ar fi ieșit cu bine, ca să le poată povesti mai târziu, mă aflam în sfârșit la unul din capetele dârei de pulbere, celălalt fiind în depozitul de muniții al Saragozei. Cei de pe coridor urlau ca lupii și încercau să spargă ușa cu paturile puștilor. Nici nu-mi păsa. Aveam ceva mai bun de făcut. Trebuia să găsesc dâra de care îmi vorbise Hubert. De bună seamă, ea nu putea să fie decât prin locul cel mai apropiat de pulberărie. Am pipăit cu mâinile, m-am târât în genunchi, am cercetat toate crăpăturile, toate spărturile. Nimic. Două gloanțe au trecut prin lemnul ușii, izbind în perete. Strigătele și loviturile se întețeau. Am văzut într-un colț o mică pată cenușie și m-am repezit într-acolo cu un strigăt de bucurie. Dar vai, nu era decât praf. M-am întors lângă ușe, trăgându-mă într-o parte ca să nu mă nimerească gloanțele care țâșneau acum într-una prin găuri. Încercam să nu iau în seamă în jurăturile spaniolilor ca să mă pot gândi mai bine la dâra aceea. Hubert trebuia să o fie ascuns cu mare grijă, altfel călugărițele ar fi văzut-o. Mă întrebam cum aș fi făcut eu în locul lui Hubert. Privirea mi s-a oprit pe o statuie a Sfântului Iosif, aflată într-un ungher. Pe marginea soclului atârna o ghirlandă. O lampă era aprinsă alături. M-am repezit și am îndepărtat frunzișul. În sfârșit, o linie subțirică, de culoare neagră, dispărea printr-o gaură din perete. Am răsturnat lampa și m-am aruncat pe burtă. Imediat a răsunat o bubuitură tot așa de cumplită ca tunetul. Pereții s-au mișcat, legănându-se. Plafonul s-a năruit. Acoperind urlitele spaniolilor îngroziți, strigătul teribil al grenadierilor din coloana de asalt l-am auzit ca prin vis. Dar ce vis frumos! Apoi n-am mai auzit nimic. Când mi-am venit în fire, mă sprijineau doi soldați francezi. Capul îmi clocotea ca un ceainic. M-am ridicat clătinându-mă și am privit în jur. Tencuiala căzuse, mobilierul era făcut țăndări, apăruseră fisuri între cărămizi, dar n-am văzut nicio spărtură. Zidurile mănăstirii fuseseră atât de rezistente, încât explozia prafului de pușcă nu avusese destulă putere să le dărâme. Dar produsese atâta panică printre apărători, că grenadierii noștri izbutiseră să forțeze ferestrele și să deschidă porțile aproape fără să întâmpine rezistență. Am ieșit în coridor. Era plin de soldați. Am dat nas în nas cu mareșalul Lan în persoană, care tocmai intra cu statul său major. S-a oprit și mi-a ascultat lacom povestea. "Minunat, capitane Gerard, minunat!" a exclamat el. Această faptă de vitejie va fi în mod precis adusă la cunoștința împăratului. Îngăduiți-mi să-i amintesc excelenței voastre, am spus, că n-am făcut decât să duc la capăt o treabă ce fusese gândită și pregătită de domnul Hubert, care a murit pentru Franța. Serviciile aduse de el nu vor fi uitate, a răspuns mareșalul. Până una alta, capitane Gerard, e ora 4:30 și trebuie să fii mort de foame după o noapte ca asta. Eu și statul meu major vom lua micul dejun în oraș. Te asigur că vei fi invitatul de onoare. Va ajung din urmă, excelență, am spus. Mă mai reține un mic angajament. A făcut ochii mari. La ora asta matinală?
Da, domnule, i-am răspuns. Camarazii mei ofițeri, pe care aseară i-am văzut pentru prima oară, ar fi nemulțumiți dacă și-ar începe ziua fără să mă revadă. Atunci, pe curând, mi-a zis mareșalul Lan, continuându-și drumul. Am ieșit în fugă pe poarta mănăstirii. Ajungând la casa fără acoperiș, unde primisem instrucțiunile, mi-am scos rasa monahală și mi-am pus din nou căciula și sabia pe care le lăsasem acolo. Redevenit husar, m-am grăbit spre locul de întâlnire. Capul îmbâjâia încă din pricina exploziei, iar emoțiile cumplite prin care trecusem în acea noapte înspăimântătoare mă epuizaseră. Aveam impresia că pășesc prin vis. Lumina nedeslușită a zorilor, focurile de tabără din jur, forfoteala armatei în marș, toate sporeau ciudățenia decorului. Fluierături și bătăi de tobă adunau trupele de peste tot. Explozia și strigătele atacului anunțaseră vestea cea mare, mai bine decât un buletin de front. În sfârșit, am pătruns într-o mică îngrămădire de copaci, din spatele țărușilor pentru cai. I-am găsit pe cei 12 camarazi ai mei grupați acolo, cu săbile pregătite. Când m-am apropiat de ei, m-au privit cu curiozitate. Poate că fața mea, înnegrită de praf de pușcă și mâinile pătate de sânge, îi făceau să-și schimbe impresia din ajun în legătură cu persoana mea. Nu cred că mai semănam deloc, e adevărat, cu tânărul capitan de care își bătuseră joc. Bună dimineața, domnilor, am spus. Sunt dezolat că v-am făcut să așteptați, dar n-am fost întru totul stăpân pe timpul meu. N-au zis nimic, dar continuau să mă fixeze cu ochii măriți. Parcă îi văd și azi, așezați pe un singur rând înaintea mea, mai solizi sau mai slabi, Olivier cu mustața lui războinică, Peletan cu figura lui subțire și înflăcărată, tânărul Udin, aflat la primul său duel, roșind ca o fată mare, Mortier, a cărui frunte brăzdată de riduri, purta cicatricea unei lovituri de sabie. Mi-am pus căciula deoparte și am tras sabia. Vreau să vă cer o favoare, domnilor. Mareșalul Lan m-a invitat la micul dejun și nu-l pot lăsa să aștepte. Ce propui? M-a întrebat maiorul Olivier. Să mă scutiți de promisiunea de a vă acorda câte 5 minute fiecăruia și să mă îngăduiți să mă bat cu toți deodată. În timp ce vorbeam, luasem poziția de atac. Dar răspunsul lor a fost cu adevărat magnific, cu adevărat francez. Într-o singură mișcare, cele 12 săbii au țâșnit din teacă și s-au înălțat pentru salut. 12 ofițeri în poziție de drepți, nemișcați, cu călcâiere lipite, cu săbile sclipind în aer, îmi dădeau onorul. M-am tras doi pași îndărăt, clătinându-mă. Privirea mea rătăcea de la unul la altul. Câteva clipe n-am putut să-mi cred ochilor. Cum? Oamenii ăștia care își bătuseră joc de mine mă omagiau? Apoi am înțeles totul. Am văzut ce impresie le făcusem și cât de mult doreau să repare ofensa. Cineva, chiar slăbit, poate înfrunta o primejdie, nu însă și emoția. Camarazi, am strigat, camarazi. N-am putut spune mai mult. Aveam în gât un nod care mă sufoca. Iar apoi m-am pomenit că Olivier mă strângea în brațe, Peletan îmi scutura mâna dreaptă, Mortier pe cea stângă, alții mă băteau pe umăr, pe spate. Fețe surâzătoare mă înconjurau. Am priceput că am câștigasem acceptarea în rândurile husarilor din Conflans. Capitolul 3. Cum a spintecat brigadierul Vulpea? Din toate glorioasele armate franceze, un ofițer, unul singur, și-a atras din partea englezilor din armata lui Wellington o ură puternică, adâncă, de neclintit. Nici vorbă că existau printre francezi și hoți, bădărani, cartofori, duelgii, derbedei. Englezii le treceau asta cu vederea, cu atât mai mult cu cât aceleași vicii erau în floare și în armata lor. Dar un ofițer al lui Massena a comis odată o crimă incalificabilă, nemaipomenită, fără iertare, de care nu pomeneau decât ca să-l blesteme noaptea târziu, când conținutul unei a doua butelii le dezlega limbile. Au dus vestea în Anglia. În orașe, gentlemen cărora puțin le păsa de amănuntele războiului, erau cât pe ce să se sufoce de furie când au aflat-o. La țară, micii fermieri înălțau spre cer mâini neputincioase, cerând răzbunare. Ia să vedem. Cine altul putea fi autorul acestei înfiorătoare mâșăvii, dacă nu amicul nostru, brigadierul Etienne Gerard, din regimentul husarilor din Conflans, călărețul vesel, preferatul damelor, și luptătorul cel mai renumit în 6 brigăzi de cavalerie ușoară. Dar ceea ce e mai curios în această poveste e că viteazul gentilom a săvârșit un act îngrozitor, demn de ură
și a devenit omul cel mai nesuferit din toată peninsula iberică, fără ca el să-și fi dat seama câtuși de puțin că se făcuse vinovat de o crimă imposibil de calificat prin cuvintele limbii noastre. A murit de bătrânețe și n-a bănuit nicio singură clipă, cu neobișnuita încredere în sine, care făcea farmecul și cu surul caracterului său, că mii de englezi l-ar fi spânzurat încântați cu propriile lor mâini. Dimpotrivă, el a trecut această aventură printre alte isprăvi oferite curiozității lumii. Și nu odată a chicotit de plăcere, povestind-o grupului înflăcărat ce se aduna în jurul său în cafeneaua modestă, unde, între cină și partidele de domino, râzând ori plângând, vorbea despre formidabila vreme când Franța napoleoneană se înălța dinaintea unui continent înspăimântat, splendidă și cumplită, asemeni unui înger mânios. Să-l ascultăm cum își spune povestea în felul său atât de personal. De bună seamă știți, prieteni, zicea, că spre sfârșitul anului 1810, eu, Massena și alții l-am făcut pe Wellington să se retragă. Am sperat chiar să-l răsturnăm în Tejo cu armata lui cu tot. Când eram însă la vreo 40 de kilometri de Lisabona, ne-am dat seama că făcuserăm o greșeală ridicolă. Englezul ăsta construise o enormă linie de întărituri pe înălțimea unui loc numit Torres Vedras. Nici măcar noi n-am fost în stare să o străpungem. Peninsula era tăiată în două, iar armata noastră prea departe de casă pentru a risca o înfrângere. De altfel, la Busaco aflaserăm că nu era o glumă să te bați cu inși de felul lor. Ce altceva puteam face, prin urmare, decât să ne așezăm în fața acelei linii întărite și să-i blocăm cât puteam mai bine pe englezi? Am stat acolo 6 luni și am îndurat atâtea, încât Massena a mărturisit după aceea că-i albise tot părul. În ce mă privește, nu mă sinchiseam deloc de situația noastră, ci mă îngrijeam de cai, care aveau mare nevoie de odihnă și de furaje proaspete. În rest, beam vinul locului și ne petreceam timpul cum puteam. Era o damă la Santarem, dar nu, buzele mi specetluite. Un bărbat galant nu trebuie să spună nimic. Cel mult să lase să se înțeleagă că ar mai fi multe de spus. Într-o zi, Massena a trimis după mine și l-am găsit în cortul său, cu o hartă mare fixată pe masă. M-a privit tăcut, cu ochi pătrunzători. Am ghicit că treaba pentru care mă chemase era grea. Părea nervos, prost dispus. Ținuta mea a avut însă darul de a-l liniști. Pentru moralul unui șef e cât se poate de bine ca el să mențină legătura cu cei viteji. Colonele Etienne Gerard, mi-a zis, te-am știut întotdeauna un ofițer plin de curaj și inimos. Nu era cazul să confirm tocmai eu o asemenea părere, dar ar fi fost o prostie din partea mea să o contrazic. M-am mulțumit așadar să-mi zornă-i pintenii și să salut. Ești cumva și un călăresc desăvârșit? Am admis că eram. Și cel mai bun spadasin din 6 brigăzi de cavalerie ușoară? Massena era renumit pentru exactitatea informațiilor lui. Iar acum, mi-a spus, dacă binevoiești să te uiți la planul ăsta, ai să înțelegi de îndată ce vreau de la dumneata. Iată frontul din Torres Vedras. Se întinde pe o mare suprafață. Englezii nu pot ocupa poziții de la un capăt la celălalt. Odată străpunsă linia, între ei și Lisabona rămân 40 de kilometri de teren liber. Pentru mine e foarte important să știu cum sunt repartizate trupele lui Wellington pe acest teren. Doresc să te duci acolo și să-mi aduci informații. Cuvintele lui m-au înghețat. Domnule, i-am răspuns, e cu neputință ca un colonel de cavalerie ușoară să accepte să acționeze ca un spion. A început să râdă și m-a bătut pe umăr. N-ai fi husar dacă n-ai fi nestăpânit, mi-a zis. Te rog să mă asculți, vei înțelege că nu-ți cer să acționezi ca un spion. Ce părere ai de calul ăsta? Mă condusese la ușa cortului, înaintea căreia un vânător ținea de căpăstru un animal superb. Era sur vinețiu, nu prea mare, poate cu ceva mai înalt decât media, dar cu un cap mic și grumaz minunat, trădând vița arabă. Spata și crupa erau atât de musculoase și totuși picioarele atât de delicate, încât era o adevărată plăcere să-l privești. Nici acum, când cele 70 de ieni mi-au răcit sângele, nu pot privi un cal frumos sau o femeie drăguță fără să mă înduioșez. Închipuiți-vă cum puteam fi pe la 1810. Îl chema Voltijor, mi-a explicat Massena. E cel mai sprinten cal din armata noastră. Aș dori ca dumneata să pleci chiar astă seară, să dai ocol liniilor engleze printr-un flanc, să treci prin spatele inamicului, să te întorci prin flancul celălalt și să-mi aduci informații despre dispunerea trupelor. Vei fi în uniformă. Prin urmare, dacă ești prins, nu vei fi tratat ca spion.
S-ar putea să treci fără prea multă greutate, căci posturile sunt răzlețe. Odată ajuns dincolo și încă în plină zi, vei fi mai rapid decât oricare adversar. În plus, dacă ferești drumurile, ți-ai putea încheia misiunea fără să fii observat. În caz că mâine seară nu te-ai întors să-mi dai raportul, o să deduc că te-au prins. Li-l voi oferi, în schimb, pe colonelul Petri. Ah, cum mi-a crescut inima de bucurie și orgoliu când m-am săltat în șa și am făcut câteva mișcări prin fața mareșalului ca să-i arăt ce călăreț priceput eram. Voltijor era magnific, amândoi eram magnifici. Masena a bătut din palme, strigând ura, încântat. A făcut remarca, el nu eu, că un cal extraordinar merita un călăreț extraordinar. Când am trecut pentru a treia oară prin fața lui, bubuind ca tunetul, cu panașul într-o parte și dolmanul înfoiat de vânt, am citit pe chipul lui sever convingerea că își alesese bine omul. Am scos sabia din teacă, am ridicat-o cu garda la înălțimea buzelor în semn de salut și m-am întors în galop la cantonament. Se răspândise deja vestea că fusesem desemnat să execut o misiune și licheruțele mele au ieșit din corturi să mă aclame. Ah, mi se umplu ochii de lacrimi când mă gândesc cât de mândri erau de colonelul lor. Dar și eu eram mândru de ei. Credeți-mă, meritau pe deplin un asemenea șef. Se anunța o noapte furtunoasă, treabă care îmi convenea. Țineam să plec în mare secret, căci dacă englezii prindeau de veste că nu mai eram la oaltă cu trupele, și-ar fi dat seama imediat că urma să se întâmple ceva important. Prin urmare, calul meu a fost dus dincolo de țăruși, ca și cum urma să fie adăpat. Am plecat după el. Aveam o hartă, o busolă, o hârtie cu instrucțiunile mareșalului, toate acestea vârâte în buzunarul dinăuntru al tunicii, iar sabia la șold. Am sărit în șa și am pornit să-mi împlinesc aventura. Cădea o ploaie măruntă, nici urmă de lună. Vă dați seama, nimic care să te atragă. Dar aveam inima ușoară la gândul cinstei ce mi se făcuse și al gloriei ce avea să-mi prefacă într-o zi sabia în baston. Ah, ce vise frumoase ne făceam noi, tinerii, îmbătați de succes! M-aș fi putut gândi eu atunci, când mă umflam în pene, fiindcă fusesem ales dintre 60.000 de oameni, că o să-mi sfârșesc viața plantând varză cu 100 de franci pe lună ca să am din ce trăi? O, tinerețea mea, speranțele mele, camarazii mei! Roata se învârtește, nu se oprește niciodată. Iertați-mă, prieteni, un bătrân își are slăbiciunile lui. Așadar, drumul meu trecea pe dinaintea colinelor, Torres Vedras, apoi traversa un mic torent, mergea de-a lungul unei ferme, căreia îi arseseră clădirile și străbătea o pădure tânără de stejar de plută până la mănăstirea San Antonio, care marca flancul stâng al pozițiilor engleze. Acolo am cotit-o spre sud și am călărit netulburat peste dune. Într-adevăr, era locul pe care Masena îl credea bun ca să mă pot strecura fără să fiu văzut. Înaintam foarte încet, căci era atât de întuneric încât abia îmi vedeam degetele când întindeam mâna în față. În asemenea împrejurări, dau frâu liber calului și îi las lui grija locului unde să-și pună copita. Voltijor mergea fără ezitare și eram din calea afară de mulțumit că nu trebuia decât să cercetez împrejurimile ca să ocolesc orice loc mai luminat. Vreme de 3 ore am înaintat, fără să neglijez nicio măsură de prevedere. Având impresia că toate pericolele rămăseseră de acum în urmă, mi-am îndemnat ceva mai mult calul, fiindcă doream ca zorii să mă găsească în spatele armatei. Erau multe vii prin părțile acelea. Prin urmare, iarna, locurile sunt pustii. Călărețul nu întâmpină cine știe ce obstacole. Însă Masena subapreciase istețimea englezilor. Ei nu aveau o singură linie de apărare, ci 3. Și tocmai cea de-a treia, la care atunci ajungeam, s-a dovedit a fi cel mai greu de trecut. Pe când călăream însuplețit de gândul reușitei, lumina unui ferinar mi s-a proiectat pe față, apoi am văzut niște țevi de pușcă și luciul unor uniforme roșii. Cine umblă pe acolo? A strigat cineva. Catastrofă! Am cotit-o spre dreapta, năpustindu-mă într-o fugă nebună. O duzină de fulgerări grăbite țâșniră din întuneric. Gloanțele îmi șuierau pe la urechi. Sigur că nu era un sunet nou pentru mine, prieteni, dar ar trebui să am înfumurarea unui recrut ca să vă spun că zgomotele acelea îmi făceau plăcere. În schimb, nu mă împiedicaseră niciodată să gândesc limpede. Așa că am hotărât că singurul lucru bun de făcut era să galopez zdravân și să-mi încerc norocul în altă parte. Am dat ocol postului englez, după care, nemai auzind nimic, am apreciat, pe bună dreptate, că trecusem prin apărarea lor. Am apucat-o spre sud, cale de 7 sau 8 kilometri.
Din când în când scăpăram amnarul ca să mă uit la busolă. Și apoi, deodată, simt și acum lovitura retrăind clipele acelea. Carul s-a prăbușit sub mine, mort. Nu observasem, dar un glonte îi străpunsese corpul. Ca un erou, animalul nu tresărise și nici nu slăbise cursa, galopase până la capătul puterilor, până la ultimul strop de viață. De la o clipă la alta, trecusem din siguranța absolută pe care mi-o dădea cel mai bun cal din armata lui Massena, în situația cea mai rea cu putință. Ce poate fi mai neplăcut decât un husar rămas fără cal? Ce să fac cu cizmele, cu pintenii, cu sabia târâtă pe pământ? Mă strecurasem în interiorul liniilor dușmane. Cum să mă întorc? Nu mi-e rușine să vă mărturisesc că eu, Etienne Gerard, m-am așezat pe calul mort și de disperare mi-am ascuns fața în palme. Primele licăriri ale zilei luminau cerul spre răsărit. Într-o jumătate de oră se făcea lumină, iar eu, care trecusem peste atâtea obstacole, iată că în ultimul moment mă aflam la cheremul inamicilor mei. Misiunea mea eșuase, urma să fiu făcut prizonier. Nu era un motiv ca inima unui bun soldat să se frângă? Dar curaj, prieteni, toți avem asemenea clipe de slăbiciune, chiar și cei mai viteși. Din fericire, sufletul meu e ca o lamă de oțel. Aventurile brigadierului Gerard. Pista 6. Cu cât se îndoaie mai mult, cu atât mai puternic își revine îndată după aceea. O tresărire de disperare, apoi o minte rece ca gheața și un temperament care începe să fiarbă. Încă nu era totul pierdut. Triumfasem în atâtea încercări, voi triumfa și în asta. M-am ridicat și am chibzuit. Un lucru era clar, înapoi n-aveam ce să caut. S-ar fi făcut de mult ziua plină când aș fi ajuns la linia frontului. Trebuia deci să stau ascuns peste zi și să folosesc noaptea următoare pentru fugă. Am luat șaua și căpăstrul sărmanului Voltijor și le-am ascuns în tufișuri, pentru ca nimeni să nu bănuiască atunci că era un cal francez. L-am lăsat întins chiar în locul unde căzuse și am plecat să caut un adăpost până seara. Aici colo, pe povârnișurile dealurilor, ardeau focuri de campanie. Câteva siluete începeau să se miște prin jur. Trebuia să găsesc cât mai repede un ascunziș, altfel eram pierdut. Dar unde să mă ascund? Aracii erau încă prin vii, însă frunzișul viței de vie dispăruse. Nu era chip să rămân neobservat acolo. În plus, aveam nevoie să mănânc și să beau ceva înainte de lăsarea nopții. Am alergat prin întunericul ce se împrăștia, sperând să mi se ivească vreo șansă. N-am fost dezamăgit. Șansa e ca o femeie, prieteni. Îi surâde întotdeauna unui husar arătos. Cum mergeam, potihnindu-mă prin vie, am zărit deodată în fața mea o imensă umbră nedeslușită. Mi-am dat seama că era o căsoaie pătrată, iar alături de ea o altă clădire, lungă și scundă. Trei drumuri se întâlneau acolo. Nu mi-a fost greu să ghicesc că era posada, adică un han. Ferestrele neluminate, doar întuneric și liniște. Însă un cantonament atât de confortabil trebuie să fi fost ocupat de vreo persoană importantă. Fiind știut că e un loc cu atât mai sigur cu cât pericolul e mai aproape, am renunțat să mai caut refugiu în altă parte. Clădirea cea joasă era un grajd. Am intrat înăuntru fără probleme, căci ușa nu era zăvorâtă și am nimerit peste o mulțime de vaci și de oi ascunse acolo ca să scape de rechiziție. O scară ducea la pod. Am urcat. M-am scufundat în fân. Podul avea o ferăstruică deschisă, așa că puteam ține sub observație fațada hanului și drumul. M-am ghemuit, așteptând ce avea să se întâmple. Curând mi-am dat seama că nu mă înșelasem. Clădirea adăpostea într-adevăr un personaj important. Dimineața de vreme a sosit un dragon englez cu o depeșă. Din momentul acela a început o mare vânzoleală. Ofițeri călare veneau și plecau. Același nume era repetat mereu. Sir Stapleton, Sir Stapleton. Îmi era cam greu să stau neclintit și cu mustățile teribil de uscate, martor la defilarea unor mari sticle pântecoase pe care hangiul le servea ofițerilor englezi. Dar când le vedeam fețele bine rase, proaspete, nepăsătoare, mă amuzam întrebându-mă ce ar zice dacă ar prinde de veste că un ins cu faima mea stătea la câțiva pași de ei. Apoi am observat ceva care m-a făcut să amuțesc de uimire. E de necrezut obrăznicia acestor englezi. Ce vă închipuiți că a făcut Mylord Wellington când și-a dat seama că Massena îl blocase și că nu-și putea mișca armata din loc? Fac pariu că nu ghiciți.
Ați putea presupune că s-a înfuriat, că l-a cuprins disperarea, că și-a adunat trupele să le vorbească despre glorie și despre patrie înainte de a le arunca în bătălia cea mare. Nu, Mylord n-a făcut nimic din toate astea. A trimis în Anglia una din navele flotei sale ca să-i aducă niște pingonaci, iar Mylord și ofițerii lui s-au dedat vânătorii de vulpi, cu totul adevărat. În spatele frontului din Torres Vedras, nebunii ăia de englezi vânau vulpi de 3 ori pe săptămână. Îmi amintesc bine că umblase vorba despre asta prin tabăra noastră, iar eu constatam acum că era adevărat. Pe drum veneau vreo 30 sau 40 de câini albi și cafenii. Defilau cu coada perfect întinsă, de-ai fi zis că-s baionetele vechii gărzi. Pe onoarea mea că era o plăcere să-i vezi. Cu ei se aflau 3 călăreți cu căciuli îmblănite și vestoane roșii, dresorii copoilor. După ei veneau o mulțime de alți călăreți, îmbrăcați în fel și chip, în grupuri de câte 2 sau 3, flecărind și râzând. Nu dădeau deloc impresia că ar fi avut de gând să o ia la trap. În mod precis, vulpea pe care sperau să o prindă nu era prea iute de picior. Dar la urma urmei, asta era treaba lor, nu a mea. Cortegiul a trecut prin dreptul ferăstruicii și curând i-am pierdut din vedere. La scurtă vreme a sosit în galop un ofițer într-o uniformă albastră care semăna cu cea a artileriei noastre ușoare. Era un bărbat în vârstă, însă zdravăn, cu favoriți încărunțiți. S-a adresat unui ofițer de dragoni, planton în fața hanului. Atunci mi-am dat seama ce norocos eram că știam un pic de engleză. "Unde-i locul de întâlnire?" a întrebat el. Celălalt i-a răspuns că undeva lângă altara, adăugând, "Ați întârziat, Sir George." "Da, am avut un consiliu de război. Sir Stapleton Cotton a plecat." În momentul acela s-a deschis o fereastră și în cadrul ei a apărut un tânăr chipeș, într-o uniformă cu adevărat splendidă. "Hello, Murray, afurisitele astea de hârtii mă mai rețin un pic. Te ajung din urmă." "În regulă, Cotton, am cam întârziat, așa că o șterg. Spune-i ordonanței să-mi aducă chiar acum calul," i-a poruncit tânărul general de la fereastră plantonului. Pe când celălalt ofițer o pornea din nou la drum, plantonul s-a îndreptat spre un graj de apropiat. După câteva minute, am văzut un valet englez foarte elegant, cu cocard de la chipiu, ducând un cal de căpăstru. "Ah, prieteni, habar n-aveți ce înseamnă un cal perfect dacă n-ați avut niciodată dinaintea ochilor un cal englezesc de vânătoare, de prima clasă. Era superb, mare, cu pieptul larg, puternic și totuși grațios și sprinten ca un cerb. Culoarea, negru ca tăciunele. Grumazul, spata, profilul, coama, cum să vi-l descriu? Părul ca de abanos lustruit îi strălucea în lumina via soarelui. Avea un fel aparte de a-și înălța copitele, cu o veselă sprinteneală care era un adevărat dans. Își scutura coama, nechezând de nerăbdare. N-am văzut nici când o atât de fericită îmbinare de forță, frumusețe și grație. Mă întrebasem mereu cum de-i învinseseră husarii englezi pe vânătorii din gardă în povestea de la Astorga, dar nu m-am mai mirat când am văzut de aproape caii englezilor. La intrarea în han se afla un inel de legat căpăstrul. Valetul a lăsat calul acolo și a pătruns în clădire. Într-o clipă am priceput ce șansă îmi oferea destinul. Dacă mă săltam în șaua aceea, aveam un cal încă și mai bun decât la plecare. Nici chiar Voltijor nu se putea compara cu acel animal minunat. Pentru mine, a gândi e tot una cu a acționa. Pe nerăsuflate, am ajuns la piciorul scării și la ușa grajdului. În secunda următoare, eram afară, cu căpăstrul în mână. M-am aruncat în șa. În spatele meu, cineva, stăpânul sau valetul, scotea strigăte sălbatice. Puțin împăsat de ele. Am atins calul cu pintenii, a sărit înainte. Numai un călăreț de talia mea s-ar fi putut ține în șa. I-am dat frâu liber și l-am lăsat în voia lui. Din moment ce ne îndepărtam de Han, nu conta în ce direcție apucase. S-a năpustit prin vii. În câteva minute lăsasem kilometri întregi între mine și urmăritori. N-aveau să știe în ce loc din ținutul acela sălbatic am dispărut. Mă simțeam în siguranță, așa că pe când avansam spre vârful unui delușor, am scos din buzunar un creion și un carnet de note. Am început să întocmesc planul cantonamentelor pe care le puteam vedea și să schițez profilul terenului. Animalul pe care ședeam îmi plăcea tare mult, însă nu era ușor să desenez pe spatele lui,
pentru că din când în când își ciulea urechile, începând să freamăte și să necheze nerăbdător. La început n-am înțeles de ce, dar am observat că nu se enerva decât atunci când auzea un sunet deosebit, un ioi-ioi-ioi, care venea de undeva dinspre stejarii tineri de sub noi. Deodată, strigătul acela ciudat s-a prefăcut într-un urlet înfiorător, însoțit de un frenetic glas de corn. Atunci, calul meu a turbat, i-au scânteiat ochii, i s-a zbârlit coama, a sărit în sus odată și încă odată, învârtindu-se și răsucindu-se într-o agitație inexplicabilă. Creionul mi-a căzut într-o parte, carnetul de note în cealaltă. Am privit spre vale. Un spectacol extraordinar mi-a tăiat respirația. Vânătoarea era întoi. Nu puteam vedea vulpea. Însă câinii lătrau, adulmecând în goană urma cu cozile ridicate. Erau atât de aproape unii de alții, încât i-ai fi crezut un uriaș covor mișcător, galben cu alb. Iar în spatele lor, călăreții. Ah, ce frumos era! Închipuiți-vă toți vitejii unei mari armate, toți așii, unii în costume de vânătoare, cei mai mulți în uniformă, dragoni albaștri, dragoni roșii, husari cu pantaloni purpurii, pușcași verzi, artileriști, lăncieri încărcați de auriu, aproape toți în roșu, 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 ofițerii de infanterie la fel de porniți ca ofițerii de cavalerie, unii călăreau bine, alții prost. Dar toți galopau cât puteau de tare, sub locotenentul ca și generalul. Toți loveau cu cravașa, cu pintenii, își îndemnau caii cu un singur și același gând în minte. Să vadă țâșnind sângele acelui vulpoi prostănac. Adevărat, englezii nu sunt un popor obișnuit. Dar n-am putut urmări prea mult vânătoarea din punctul meu de observație, fiindcă dintre toți caii turbați pe care îi vedeam, cel călărit de mine a devenit pe neașteptate cel mai furios. Ați înțeles, era un cal de vânătoare și lătrăturile haitei aveau asupra lui efectul făcut asupra mea de sunetul unei trompete de cavalerie. L-au enervat, l-au nebunit. De mai multe ori a sărit în sus ca apucat, apoi, luându-și avânt, a coborât valvârte panta ca să galopeze împreună cu vânătorii. Am înjurat, am tras de frâu, m-am luptat cu el. N-a folosit la nimic. Generalul ăla englez își călărea calul cu frâu fără zăbală, iar animalul avea o gură de fier. În zadar încercam să-l întorc din drum. Era ca și cum ai vrea să smulgi sticla cu vin din mâinile unui grenadier. Pierzându-mi orice speranță, am slăbit frâul și m-am așezat mai bine în șa, pregătit de tot ce era mai rău. Ce fiară! În viața mea nu ținusem un asemenea cal între genunchi. La fiecare salt, grupa plină de forță se încorda vizibil, iar galopul era iute, tot mai iute, elastic ca al unui ogar, pe când vântul îmbiciuia obrajii și îmi șuiera pe la urechi. Purtam uniforma de toate zilele, simplă și boțită, dar unii soldați sunt în stare să dea strălucire oricărei uniforme și fusesem destul de prevăzător încât să-mi scot panașul de la căciulă. Iată de ce, printre costumele incredibil de diverse ale vânătorilor, al meu a trecut fără să fie luat în seamă. Și cum să mă fi remarcat vânătorii care n-aveau ochi decât pentru vulpea lor? Gândul că un ofițer francez s-ar fi putut amesteca printre ei era prea absurd ca să le vină în minte. Galopând, râdeam în hohote. Comicul situației era mai tare decât pericolul. Am spus că vânătorii erau foarte diferit înzestrați. Din cauza asta, după câțiva kilometri, ceata pornită în urmărirea vulpii se întinsese pe o suprafață apreciabilă. Călăreții cei mai buni se mențineau alături de câini. Ceilalți rămâneau treptat în urmă. Eu eram un călăreț la fel de bun ca oricare englez, iar calul meu era cel mai bun dintre toți. Vă închipuiți că, în asemenea condiții, am ajuns curând în plutonul fruntaș. Iar când am văzut câinii desfășurându-se în câmp deschis, cu vânătorii în vestoane roșii după ei și încă 7 sau 8 călăreți înșiruiți, ei bine, atunci s-a petrecut întâmplarea cea mai neobișnuită a vânătorii. M-a cuprins nebunia și pe mine. Da, eu, Etienne Gérard. M-am pomenit deodată stăpânit de spiritul sportiv, de dorința de a câștiga, de ura față de vulpe. Animalul ăsta de 1000 de ori blestemat o să ne învingă? Ah, ticăloasa, i-a sunat ceasul. Vă jur, prieteni, dorința asta de a vedea vulpea strivită sub copitele calului îți dă o senzație nemaipomenită. Am fost la vânătoare de vulpi cu englezii. Am și boxat cu campionul din Bristol. Vă povestesc eu cândva despre asta.
E bine, vă asigur că sportul e minunat, pasionant, dar îți ia mințile. Alergam tot mai repede, calul meu galopa tot mai zdravăn. În scurtă vreme, nu mai eram decât eu și încă 3 inși imediat după câini. Nu mai era teamă că voi fi descoperit. Tâmplele învuiau ca niște tobe bătând adunarea, sângele îmi clocotea. Nu mai exista pe lume decât un singur lucru care merita să fie trăit. Goana după vulpe, o vulpe infernală. L-am depășit pe unul dintre călăreți, un husar englez. Nu mai rămâneau decât 2 înaintea mea. Unul în veston negru, iar celălalt era artileristul observat de mine la Han. Favoriții cărunți îi fluturau un vânt, însă călărea admirabil. Cale de încă vreo 2 km, am păstrat aceeași ordine. Apoi, când am urcat o pantă destul de abruptă, faptul că eram mai ușor mi-a îngăduit să ajung în frunte. I-am întrecut pe amândoi. Ajuns în vârful dealului, eram cu puțin înaintea unui englez mic, de statură, căruia îi se citea pe chip furia. În fața noastră, câinii. Cam la 100 de pași înaintea câinilor, un fel de ghemotoc cafeniu gonea lipit de pământ. Era chiar vulpea. Descoperind-o, am tresărit în șa. Ah, ești a noastră, criminalo! Cred că am urlat, îndemnându-l prin voce și gest pe vânătorul englez. Voiam să-i dovedesc că era în compania unui vânător adevărat, în care putea avea încredere. De acum nu mai erau decât câinii între mine și pradă. Câinii aceia, a căror datorie este să vestească prezența vânatului, începeau să ne încurce mai mult decât ne ajutau, căci nu știam cum să trec înaintea lor. Celălalt vânător întâmpina aceleași greutăți ca și mine și nu avansa deloc. Era un călăreț iute și sprinten, dar îi lipsea curajul. Cât despre mine, am simțit că aș fi nedemn de husarii din Conflans dacă n-aș trece de obstacolul acela. O să-l oprească pe Etienne Gerard o haită de câini în plină goană? Absurd! Am scos un strigăt și am dat pinte în calului. Oprește, domnule! Oprește-te! A urlat vânătorul. Își făcea griji pentru mine, bietul de el. L-am liniștit cu un gest și cu un zâmbet. Câinii se feream înlături dinaintea calului meu. Poate că am rănit unul sau doi, dar nimic nu se obține fără pagubă, nu-i așa? Ca să faci omleta, trebuie să spargi ouăle. L-am auzit pe făitaș, adresându-mi un potop de complimente. Încă un efort și câinii aveau să rămână în urmă. Ah, beția unui asemenea moment! Să știi că i-ai învins pe englezi în sportul lor preferat. Vreo 300 urmăriserăm cu înverșunare animalul și tocmai eu urmam să-i fac de petrecanie. Mă gândeam la camarazii mei din cavaleria ușoară, la mama, la împărat, la Franța. Tuturor și fiecăruia în parte le făceam cinste. Cu fiecare secundă ce trecea, mă apropiam de vulpe. Sosise clipa hotărâtoare. Mi-am scos sabia din teacă. Am vânturat-o prin aer. Vitejii Angliei strigau în spatele meu, cuprinși de entuziasm. Abia atunci mi-am dat seama ce sport dificil e vânătoarea de vulpi, căci poți lovi în neștire cu sabia, fără să nimerești vreodată. Vulpea e mică, se ferește de lovituri, aruncându-se în lături. De fiecare dată când loveam, în urma mea se dezlănțuiau chiote de încurajare, iar eu îmi încordam mușchii pentru un nou efort. În sfârșit, am ajuns și la momentul culminant al triumfului meu. Răsucindu-mă în șa, am atacat vulpea cu o lovitură tot atât de bine țintită, ca aceea care mă scăpase de aghiotantul țarului. Pur și simplu a zburat în două bucăți, într-o parte capul, iar coada în cealaltă. M-am întors, fluturând prin aer, sabia însângerată. Ah, ce frumos eram! Victoria întruchipată! Nu-mi mai lipsea decât să aștept felicitările mărinimoșilor mei dușmani. Erau vreo 50 în raza privirii mele și toți strigau, gesticulau. Englezii ăștia nu sunt chiar atât de nepăsători. O frumoasă ispravă militară sau sportivă îi împlăcărează întotdeauna. Bravul hăitaș, aflat cel mai aproape de mine, era cu totul năucit de spectacolul pe care îl oferisem. Părea lovit de dambla, așa cum stătea cu gura deschisă, cu degetele țepene și mâna ridicată în aer. Îmi venea să mă întorc și să-l îmbrățișez. Dar în urechi îmi suna deja chemarea datoriei. Or fi fost englezii sportivi și or fi respectând ei frăția ce domnește între sportivi. Asta nu înseamnă însă că nu m-ar fi luat prizonier. Pentru misiunea mea n-aveam de ce să mai aștept. Văzusem tot ce era de văzut. Liniile franceze nu mai puteau fi departe, fiindcă, printr-o întâmplare norocoasă, vânătoarea ne apropiase de ele. Am întors spatele vulpii ucise, am salutat cu o ultimă fluturare de sabie și am pornit în galop. Dar vânătorii nu înțelegeau ca eu să plec așa.
Acum eu eram vulpea, iar vânătoarea și-a reluat cursul peste câmpuri. Îndată ce am apucat-o spre tabăra lui Massena, își dăduseră seama că eram francez. Fără ezitare, s-au năpustit cu toții după mine. Nu s-au oprit decât atunci când ajunsesem la mai puțin de o bătaie de pușcă de avamposturile noastre. Au rămas însă multă vreme acolo, în grup, strigând și agitându-și brațele în direcția mea. Nu, nu cred că o făceau de ciudă. Mai degrabă, aș zice că le era sufletul plin de admirație și nu aveau decât o singură dorință, să-l îmbrățișeze pe străinul care dăduse dovadă de atâta curaj, iscusință și elan. Capitolul 4. Cum a salvat brigadierul o armată? V-am povestit, prieteni, cum i-am înghesuit pe englezi vreme de 6 luni, din octombrie 1810 și până în martie 1811, dincolo de liniile de la Torres Vedras. Atunci mi s-a întâmplat să fiu părtaș la vânătoarea lor de vulpi și să le arăt că niciunul dintre sportivii lor nu e în stare să se ia la întrecere cu un husar din Conflans. Când am pătruns în galop în liniile franceze, cu sângele și vinei încă aburind pe rama sabiei, avamposturile noastre, care îmi urmăriseră de departe isprava, au izbucnit în cinstea mea în orale nestăbilite, iar în urmă vânătorii englezi strigau fără întrerupere și ei. În felul acesta am avut parte de ovațiile ambelor armate. Mi se umplu ochii de lacrimi când mă gândesc că a meritat admirația atâtor viteji. Englezii sunt niște adversari generoși. În aceeași seară, la adăpostul unui steag alb, a sosit în tabără un pachet destinat ofițerului de husari care a spintecat vulpea. Am găsit în pachet chiar vulpea aceea, tăiată în două, așa cum o lăsasem. Mai era și un bilet scurt, dar scris cu căldură, cum obișnuiesc englezii. Îmi spuneau că din moment ce omorâsem vulpea, nu mai rămânea de făcut altceva decât să o mănânc. N-aveau cum să știe că francezii nu obișnuiesc să mănânce vulpi. Biletul nu voia să spună altceva decât că ei doreau ca acela care dăduse strălucire vânătorii să guste din vânat. Un francez nu se lase cu ușurință învins pe terenul curtoaziei, așa că le-am trimis acelor vânători temerari vulpea înapoi, cu rugămintea de a binevoi să o accepte ca aperitiv la următoarea lor masă vânătorească. Iată cum se face războiul între niște dușmani cu sentimente cavalerești. Din cavalcadă mă întorsesem cu o bună schiță a liniilor englezești, pe care am discutat-o în aceeași seară cu Massena. Sperasem că informațiile mele îl vor hotărâ să atace, însă toți mareșalii erau puși pe sfadă. Se apucau de gât ca niște câini flămânzi și îndârjiți. Ney îl ura pe Massena, Massena îl ura pe Junot, Su îi ura pe Massena și pe Ney. Din toate aceste pricini nu se putea ajunge niciodată la nimic. Atâta doar că proviziile erau tot mai sărace, iar minunata noastră cavalerie suferea cumplit din lipsa furajelor. La sfârșitul iernii am lăsat locul în întregime pustiit, ca după trecerea unui nor de lăcuste. Nu mai aveam ce mânca. Și totuși trimiseserăm până foarte departe detașamente însărcinate să caute hrană. Era limpede că până și celui mai curajos nu-i rămânea decât să bată în retragere. Până și eu m-am văzut constrâns să o admit. Dar nu era chiar atât de simplu să te retragi. Nu numai că trupele ne erau slăbite și sfârșite din lipsă de hrană. Inactivitatea noastră îl mai și stârnise pe dușman. De Wellington nu ne temeam prea mult. Îl știam viteaz și prevăzător, însă lipsit de îndrăzneală. În plus, i-ar fi fost greu să ne urmărească în chip avantajos prin ținutul acela devastat. Dar în coaste și în urmă ni se îngrămădiseră o mulțime de răzvrătiți portughezi, țărani înarmați, partizani, care stătuseră toată iarna la o distanță respectuoasă, însă acum, când caii ne erau istoviți, se atârnau ca muștele de avamposturile noastre. Viața nu-ți mai valora un sfanț odată ce cădeai în mâinile lor. Aș putea numi vreo 12 ofițeri cunoscuți care au pierit în capcanele lor și se pot socoti fericiți cei răpuși pe la spate de un glonț primit în cap sau în inimă. Moartea unora a fost atât de îngrozitoare, încât nici nu s-au mai trimis explicații familiei. Tragediile acestea se repetau atât de des și tulburau atât de mult închipuirea oamenilor noștri, că era foarte greu să-i faci soia din loc. Mai ales isprăvile unui nemernic, un șef de bandă poreclit zâmbărețul, băgaseră groaza în soldați. Acela era un om înalt și solid, cu chip surâzător, care se aținea cu nelegiuiții lui pe munții din flancul nostru stâng.
Ai putea scrie o carte întreagă despre cruzimile și brutalitățile zâmbărețului. Era puternic fiindcă făcuse în bandă o asemenea rânduială, încât ne era teribil de greu să străbatem regiunea stăpânită de el. Băgase în oamenii lui o disciplină severă, păstrată prin pedepse sălbatice. Purtarea asta îl făcuse să ajungă temut, însă ea a mai avut și urmări neașteptate, cum o să vedeți din povestea mea. Dacă nu l-ar fi biciuit pe propriul său locotenent, dar toate la timpul lor. Retragerea noastră nu se anunța ușoară, însă nu exista altă soluție. Așa că Massena a început să-și mute calabalâcul și bolnavii de la Torres Vedras, unde își avea cartierul general, la Coimbra, primul post important de pe linia sa de legătură. N-a putut să o facă totuși, fără să atragă atenția partizanilor, care au coborât ca niște roiuri asupra flancurilor noastre. Una dintre divizii, a lui Clozel, cu o brigadă de cavalerie din Montbrun, era ceva mai departe, la sud de râul Tejo. Trebuia să-l vestim neapărat pe comandantul ei că ne retragem, altfel divizia s-ar fi trezit părăsită în plin pământ dușman. Îmi amintesc că m-am întrebat cum avea să-l prevină Massena pe Clozel. Era clar că niște simpli curieri ar fi fost prinși pe drum, iar detașamentele mici, nimicite. Și cu toate acestea, indiferent cum, ordinul de retragere trebuia să ajungă acolo, pentru ca Franța să nu piardă 14.000 de oameni. Nu-mi prea închipuiam că tocmai eu, colonelul Gerard, voi avea cinstea să îndeplinesc o acțiune, a cărei strălucire ar fi încununat viața oricui, ridicându-se cu mult deasupra tuturor isprăvilor ce-mi aduseseră renumele. Pe atunci eram la dispoziția statului major al lui Massena, care mai avea doi aghiotanți și ei ofițeri foarte cutezători și foarte deștepți. Unul se numea Cortex, celălalt Duplessis. În ce privește vârsta, mi-o luau înainte, în rest îi lăsam eu în urmă pe ei. Cortex era mic, negricios, vioi, înflăcărat. Soldatul ăsta admirabil avea însă păcatul de a fi peste măsură de înfumurat. În sinea lui se credea cel mai bun ofițer din armată. Duplessis era ca și mine, gascon, și ca toți gasconii se distingea în absolut orice. Ne făceam serviciul pe rând. În dimineața aceea era rândul lui Cortex. L-am văzut la micul dejun, însă mai apoi nici el și nici calul lui n-au mai fost de găsit. Massena a rămas mohorât toată ziua. Atunci la el era ceva obișnuit. Cea mai mare parte a timpului și-a petrecut-o cercetând prin lunetă liniile engleze și mișcarea navelor pe Tejo. N-a scos o vorbă privitoare la misiunea pe care i-o dăduse camaradului nostru și nici nu se cuvenea să-i pun eu întrebări. În aceeași seară, spre miezul nopții, stăteam la intrarea cartierului general când mareșalul a ieșit, rămânând nemișcat mai mult de o jumătate de oră, cu brațele încrucișate pe piept și privirile ațintite în beznă spre răsărit. Era atât de țeapăn, atât de încordat, încât ai fi putut crede despre forma aceea încotoșmănată, cu bicorn, că nu-i altceva decât o statuie. La ce se uita? Ce încercau ochii lui să găsească? N-am putut să ghicesc. La sfârșit a scos o înjurătură înciudată, s-a răsucit pe călcâie și a intrat trântind ușa. Dimineața, cel de-al doilea aghiotan, Duplessis, a avut o discuție cu Massena, după care a dispărut odată cu calul. La miezul nopții ședeam în antecameră și mareșalul a trecut prin fața mea. Privind pe fereastră, l-am văzut că se uită spre est, nemișcat, la fel ca în ajun. A rămas așa o bună jumătate de ceas. Pată neagră în întuneric. Apoi a intrat iarăși, a trântit ușa și i-am auzit fintenii și sabia clinchetind pe coridor. Era un bătrân cumplit, chiar și în momentele lui de bună dispoziție. Dar când se înfuria, aș fi ales să-l înfrun mai degrabă pe împărat decât pe el. În noaptea aceea l-am auzit cum înjura și tropăia deasupra capului meu, însă n-a trimis după mine, iar eu îl cunoșteam prea bine ca să mă duc la el, fără să mă fi chemat. În dimineața următoare era rândul meu la serviciu. De altfel, nici nu mai era vreun alt aghiotant. Eram preferatul lui. Cred că avea lacrimi în ochii aceia întunecați când am intrat la el. Gerard, vino încoace, mi-a spus. Prietenos m-a apucat de o mânecă și m-a condus spre fereastra deschisă, care dădea spre răsărit. Sub noi se afla tabăra infanteriștilor, iar mai departe liniile cavaleriei cu lungi șiruri de cai legați de țăruși. Puteam vedea avamposturile franceze, apoi o întindere de pământ neocupat, întretăiată de vii. Dincolo de ea se ridica un lanț muntos,
dominat cu măreție de un pisc bine conturat. Munții aveau poalele cuprinse într-un larg brâu de păduri. Un singur drum șerpuia pe acolo, coborând și urcând, alb și îngrijit, până se pierdea într-o văioagă. Sierra Merodal, a vorbit Massena. Zărești ceva pe vârful acestui munte? Nu. Dar acum, m-a întrebat întinzându-mi o lunetă. Prin lunetă am observat un fel de mobilă, ceva clădit chiar pe creastă. Ceea ce vezi, mi-a explicat mareșalul, e un morman de bușteni așezați acolo ca să ne servească drept foc de alarmă. I-am clădit când locurile mai erau în mâinile noastre și chiar și acum, când nu le mai stăpânim, nimeni nu s-a atins încă de lemnele acelea. Gerard, astăseară focul trebuie aprins. O cere Franța, o vrea împăratul, iar armata, da, e în interesul ei. Doi camarazi de-ai dumitale au plecat până acum să-l aprindă, însă nici unul și nici celălalt n-au ajuns în vârf. Azi e rândul dumitale. Mă rog cerului să-ți dea mai mult noroc.